Dragi colegi, bună ziua! Am convocat această ședință pentru a trece în revistă principalele realizări, dar și cele mai mari provocări cu care ne-am confruntat în acest prim an de mandat. În trecut, multe guverne au publicat rapoarte de zeci și chiar sute de pagini, pe care însă nimeni nu avea răgazul să le citească. De aceea, cred că este mai bine să discutăm în acest format, împreună, public și transparent, despre ce am făcut în acest an. Anul trecut porneam cu speranța că vom reuși să construim Moldova vremurilor bune, o țară în care să nu-și mai aibă locul corupția, nedreptatea, sărăcia și frica față de ziua de mâine. Ne-am angajat în egală măsură să spunem întotdeauna adevărul. Iar realitatea este că a trecut unul din cei mai grei ani din istoria celor peste trei decenii de independență a țării noastre. Deja loviți de efectele pandemiei COVID-19, am fost confruntați cu creșterea abruptă a prețurilor la energie și de mai bine de 5 luni trebuie să facem față și consecințelor războiului nedrept și nejustificat din vecinătatea noastră. Lumea de astăzi este foarte diferită de lumea de la momentul când am preluat guvernarea. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Mulți oameni o duc foarte greu la noi în țară. Iar noi avem pârghii limitate, din simplu motiv că multiplele crize cu care ne luptăm sunt de natură globală și afectează până și cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, inclusiv țări cu mult mai bogate decât Republica Moldova. Dar mai trebuie să spunem că guvernul a făcut tot ce este posibil și uneori lucruri care păreau la început imposibile pentru a reduce impactul acestor provocări asupra cetățenilor noștri. Atunci când prețurile la energie au crescut în toamna anului trecut, am venit cu un amplu pachet de compensare a facturilor majorate și am extins numărul beneficiarilor și cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului. Atunci când agricultorii noștri s-au aflat în dificultate, am reușit să compensăm parțial prețul la motorină și am crescut cu 60% fondul de subvenționare. Atunci când producătorii noștri au pierdut piețe de desfacere, am obținut creșterea cotelor de export către Uniunea Europeană pentru mai multe produse. Atunci când vămile noastre erau sufocate de rânduri de sute de camioane, am lucrat foarte eficient împreună cu Guvernul României și am luat măsuri pentru deblocarea situației. Atunci când companiile și angajații din anumite sectoare au fost afectate de măsurile de protecție sanitară, am adoptat o serie de instrumente compensatorii, cum ar fi pentru șomajul tehnic sau parțial și care pot fi aplicate și în condițiile unei crize. Și în ciuda faptului că am fost toți împreună nevoiți să acționăm mai degrabă ca niște pompieri care sting focuri izbucnite la tot pasul în jurul lor, am ținut foarte mult să așezăm țara noastră pe un drum bun și corect, așa cum le-am promis oamenilor. A fost un efort în echipă, împreună cu președinta și cu Parlamentul. Am reușit să pornim reforma în justiție, să deblocăm asistența externă, să demarăm ample proiecte de infrastructură și dezvoltare regională. Am pus la dispoziția satelor și orașelor noastre fonduri semnificativ mai mari decât în alți ani, de exemplu, prin intermediul programului Satul European. Am ieftinit o serie de servicii publice, precum tariful la eliberarea actelor de identitate. Oamenii beneficiază de o gamă mai largă de medicamente compensate. Totodată am transformat statul într-un partener al mediului de afaceri. Prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, cuantumul granturilor pentru business-uri din Republica Moldova aproape că s-a triplat în acest an, până la 340 de milioane de lei. Iar eforturile noastre au fost văzute și în afara țării. Obținerea statutului de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană reflectă credibilitatea de care ne bucurăm după ani de izolare diplomatică. Știm cu toții că în absența unei astfel de credibilități nu ar fi fost posibil nici sprijinul acordat de Uniunea Europeană, nici de statele membre, cum ar fi România, Franța, Germania sau Polonia, sau de ceilalți parteneri de dezvoltare.
Vreau să amintesc și faptul că la ședința comună cu Guvernul României, pe care am organizat-o în echipă, împreună, pentru prima dată în Republica Moldova, la Chișinău, la 11 februarie 2022, am relansat colaborarea care s-a dovedit atât de necesară cu proiecte concrete în beneficiul cetățenilor noștri, iar rezultatele se văd în fiecare zi, cum ar fi, de exemplu, reducerea tarifelor de roaming sau ajutorul oferit sub formă de păcură, benzină și motorină. Nu suntem rupți de realitate. Am efectuat și eu și fiecare dintre dumneavoastră vizite în teritoriu, am avut chiar și o primă ședință a Guvernului în afara Chișinăului la Bălți și am vorbit deschis cu oamenii. Știm că prin măsurile pe care le-am dispus nu am putut lua cu totul povara facturilor mai mari sau a prețurilor crescute pentru bunuri de primă necesitate de pe umerii celor mai vulnerabili. Și știm că un prezent sumbru umbrește speranța pentru ziua de mâine și un viitor mai bun. Da, ne așteaptă o iarnă grea cu multe încercări, pentru care ne pregătim încă de pe acum. Mai este mult de lucru și de aceea nu ne-am dorit o abordare triumfalistă în stilul vremurilor de altă dată, în care oficialii statului vorbeau în spațiu public doar despre realizări, iar nereușitele sau provocările erau trecute sub tăcere. Astăzi trebuie să tragem o linie și să vedem unde ne aflăm în fiecare domeniu de activitate și să vedem ce avem de făcut în continuare, care sunt planurile asupra cărora lucrăm împreună. Și de aceea am vrut să avem o prezentare succintă a activității fiecărui minister și să auzim de la fiecare viceprim-ministru și ministru personal care sunt lucrurile asupra cărora am muncit în acest an. Aș vrea să încep prin a-i oferi cuvântul viceprim-ministrului și ministrului afacerilor externe și integrării europene, domnul Nicu Popescu. Vă rog, domnul Popescu. Vă mulțumesc, doamnă prim-ministru, stimați colegi, dragi concetățeni, a fost un an plin de evenimente în domeniul politicii externe și cred că cea mai importantă și istorică realizare din ultimul an, evident, a fost obținerea statutului de candidat la aderare la Uniunea Europeană, oferit țării noastre. Nu a fost un lucru simplu, nu a fost un lucru garantat pentru țara noastră. S-a muncit enorm pentru a plasa Republica Moldova pe acest făgaș ferm de aderare la Uniunea Europeană și știm cu toții că Republica Moldova de peste două decenii a avut aspirații europene, iar anume în ultimele săptămâni aceste aspirații europene au fost recunoscute de Uniunea Europeană și am fost invitați să devenim țară candidată care va adera la Uniunea Europeană. Evident, pe lângă acest lucru, am mai lucrat pe dosare foarte concrete care ar urma și deja aduc beneficii concrete pentru cetățenii Republicii Moldova. Cu colegii din guvern am lucrat în mai multe domenii pentru a deschide mai multe uși, a oferi Republicii Moldova și cetățenilor noștri mai multe priorități și în domeniul liberalizării transporturilor, a exporturilor. Ați menționat și dumneavoastră roaming-ul cu România. Am lucrat și cu Ministerul Apărării și cu Ministerul Finanțelor pentru deblocarea asistenței externe și pentru a fortifica capacitățile statului nostru de a avansa și de a europeniza țara noastră. Un alt obiectiv cheie pentru politica noastră externă ține și de interacțiunea cu cetățenii noștri de peste hotare, cu diaspora noastră și facem acest lucru prin mai multe direcții de acțiune. În primul rând, continuăm să fortificăm baza legală care facilitează viața cetățenilor noștri prin semnarea mai multor tipuri de acorduri, acorduri de protecție socială, acorduri de recunoaștere a permiselor de conducere sau simplificarea procedurilor de preschimbare a acestor permise sau prin acorduri de recunoaștere a actelor de studii. Și în ultimul an am reușit să semnăm 9 astfel de acorduri cu Grecia și Spania în domeniul protecției sociale, cu Lituania în domeniul preschimbării permiselor, am obținut și simplificarea permiselor de conducere în Germania și am semnat și acorduri de recunoaștere a actelor de studii cu România și Italia. Evident,
Am făcut anumiți pași pentru a fortifica serviciile și a facilita serviciile noastre consulare aici. Lucrăm foarte bine și cu domnul Țurcanu pentru a digitaliza interacțiunea noastră prin consulate, dar avem și alte măsuri de îmbunătățirea experienței pentru cetățenii noștri în consulate. Și o a treia direcție cheie de acțiune ținut de diplomație economică. Suntem toți la Ministerul de Externe și prin rețeaua de ambasade ferm angajați în promovarea exporturilor, atragerea investițiilor, din nou unde cooperăm foarte bine cu colegii din guvern. Și în următorul an, evident, ne vom focusa pe implementarea recomandărilor Uniunii Europene care rezultă din statutul de țară candidat la aderare. Vom continua să lucrăm pe îmbunătățirea serviciilor consulare și pe diplomație economică. Vă mulțumesc, domnule Popescu. În primul rând, vreau să vă felicit pentru aceste realizări diplomatice și, în special, eu cred că trebuie să subliniem ce muncă enormă a fost depusă pentru completarea chestionarului. Și aici au fost implicate și organizațiile neguvernamentale și oameni din diaspora. Dar evident că acest proces a fost condus și coordonat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, într-o colaborare foarte bună și cu Cancelaria. Și chiar îndemn toată lumea să vadă acest chestionar. Este publicat pe site-ul Guvernului. S-a vorbit foarte mult că nu-l publicăm, iar când l-am publicat, nu știu câtă lume a avut răbdarea să citească sute de pagini. Dar vreau să vă întreb, domnule viceprim-ministru, care sunt acțiunile și planurile Ministerului pentru a îmbunătăți serviciile de programare? Pentru că avem mulți conaționali în diaspora care se află departe de consulate și o strategie ar fi să deschidem consulatele, dar poate și mai bine este să facem cât mai multe servicii electronice ca cetățenii să nu fie nevoiți să călătorească. Avem și serviciul M-Delivery, de livrare a actelor care a fost lansat recent, chiar și în diaspora, sunt sigur că o să ne spun domnul Țurcanu, dar care sunt planurile concrete ca să cunoască cetățenii? Deci în următoarele luni și următorii ani chiar ne vom concentra pe două dimensiuni de îmbunătățire a serviciilor consulare. Una este dimensiunea digitală și aici cu domnul Țurcanu cooperăm foarte bine, avem mai multe proiecte, ați menționat și dumneavoastră și M-Delivery și M-Pay. În câteva săptămâni vom prezenta un sistem unic de rezervări în consulate, un sistem unic de rezervări online, prin care cetățenii noștri vor avea aceeași interfață mult mai comodă pentru a-și face programări în consulate. Între timp, am demarat împreună lucrările pentru elaborarea unui soft e-consulat, care ar urma să îl finalizăm anul viitor. Este un soft destul de sofisticat, complex, dar intenția noastră cu domnul Țurcanu este anul viitor să lansăm acest serviciu e-consulat, care va facilita și mai mult interacțiunea cetățenilor noștri și necesitățile lor de a obține anumite documente. Între timp, continuăm fortificarea și, mă rog, facilitarea interacțiunii cu consulatele și pe partea nedigitală, realocăm anumite poziții, deci vom fortifica echipele noastre care lucrează pe consular în anumite țări și capitale unde avem mai mulți cetățeni și în acest sens vrem să accelerăm capacitatea noastră de a oferi servicii calitative cetățenilor și în acest sens anumite consulate vor fi fortificate cu personal suplimentar. Vă mulțumesc. Eu aș vrea o dată aici sau o lună când am putea avea un sistem de programări. Domnul Țurcanu, poate puteți ajuta aici când ar fi data limit. Stimatul domn prim-ministru, așa cum domnul viceprim-ministru Popescu a menționat, noi planificăm să avem în această lună să avem ultimele demo-uri, ultimele demonstrații ale platformei de programări online, astfel către luna octombrie să fim gata cu lansarea platformei, desfășurarea acestei platforme pe larg. Excelent. Noi avem acord cu domnul Țurcanu, chiar săptămâna aceasta împreună vom testa versiunea demo, dar evident vrem să mai avem ceva timp pentru a ajusta. O veste bună.
Domnul Popescu, am și o solicitare. Am văzut că dumneavoastră personal întreprindeți eforturi foarte frumoase de promovare a produselor moldovenești, de o diplomație economică pe care au așteptat-o agenții noștri economici de mult timp, dar aș vrea și ambasadorii, ambasadele să preia din dinamismul dumneavoastră personal și să facă asta și în țările gazdă. Vă rog mult. Mersi mult. În continuare trecem la domeniu, mai multe domenii, de fapt, și energetică, și transporturi, și construcții. Domnul viceprim-ministru și ministru a infrastructurii și dezvoltării regionale, domnul Spânu, vă rog. Da, stimată doamnă prim-ministră, stimați colegi, în primul rând vreau să mulțumesc tuturor pentru un an în care s-a lucrat extrem de mult, chiar dacă au fost numeroase crize. Dacă am avea timp să ne uităm atent pe ce s-a făcut, cred că ar fi impresionant, cel puțin din punctul meu de vedere. Pe domeniul energetic, cel mai important este că în sfârșit se lucrează la strategia energetică pentru anul 2050. Deci noi suntem un guvern care vrem să privim mult în viitor, ori domeniul tocmai așa trebuie de văzut. În toamnă vom avea primul concept pentru strategia energetică. S-a lucrat foarte mult cu experți internaționali și cu societatea civilă din Republica Moldova. Un alt element important este că noi ne dorim diversificare. Ori cred că toată lumea este de acord că nu mai putem fi o țară dependentă de o singură sursă energetică. În acest sens, am modificat legea cu privire la electricitate ca să achiziționăm minim din două surse și din luna mai deja cumpărăm 30% de electricitate din Ucraina. Acum, în iulie, am votat legea gazelor, care la fel va pune obligația pentru crearea de stocuri de gaze strategice, ca să nu mai fim în situația în care să nu știm dacă vom avea sau nu gaz în zilele următoare. Suplimentar, așa cum am promis, vom implementa pe deplinătate pachetul 3 energetic. Și asta prevede noua legea gazelor, că în următorul maxim un an jumătate acest deziderat va fi implementat. Am demarat construcția la linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău, un proiect care trebuia de mult să fie realizat, dar acum deja se lucrează în teren și în primăvara anului viitor se va începe instalarea propriu-zis a pilonilor. Republica Moldova este conectată la rețeaua continentală energetică ENTSO-E. În regim de urgență, în câteva luni, împreună cu Ucraina, am făcut acest efort și suntem interconectați. E rețea de transporturi pentru energie electrică. Nu toată lumea știe ce înseamnă ENTSO-E. Exact, exact. Da. Rețeaua deja de transport a energiei electrice. Și ați menționat și în discursul inițial, cel mai important este că ne pregătim de iarna care vine. Toată lumea înțelege, toată Europa înțelege că va fi o iarnă complicată și noi nu ascundem acest lucru, avem o comunicare sinceră și corectă cu cetățenii. Și pentru asta am semnat un acord de împrumut cu BERD în valoare de 300 de milioane de euro, care să ne permită să creăm stocuri suplimentare de gaz și să avem resurse în cazul crizei să achiziționăm gaze în situații de urgență. Deja avem disponibile 24 de milioane de metri cubi stocate în sistemul de transport a României. Suplimentar, investim în eficiență energetică. Am parcurs tot procesul pentru cele 75 de milioane din cadrul proiectului Eficiența Energetică a Republicii Moldova. Și în perioada următoare, instituții publice, spitale vor beneficia de aceste resurse. Am adoptat legea condominiului, care va permite investiții eficiente în eficiența energetică a clădirilor din Chișinău și alte orașe. Investim în resurse regenerabile. Am aprobat cote mai mari pentru resurse regenerabile și, cel mai important, am crescut aceste cote pentru instalații mici pe terenuri și mulțumesc și Ministerului Agriculturii, care a promovat acea lege. Deci, în perioada următoare, peste 120 de megawatts capacitate vor fi instalate, ceea ce reprezintă aproximativ 15% din tot consumul de energie electrică. Deci, noi avem o mișcare, cred că fără precedent în acest domeniu a energiei și în următorii 2-3 ani Moldova va fi într-o cu totul altă situație decât a fost atunci când am preluat guvernarea. S-a menționat despre dezvoltarea orașelor și satelor. Deci cred că am lansat cel mai ambițios program lansat încă de doamna președinte, Satul European,
prin care am selectat 492 de primării care vor începe implementarea chiar din săptămâna aceasta, când se semnează primele contracte pentru alocarea resurselor. Vorbim de proiecte care vor îmbunătăți imediat viața oamenilor, iluminat stradal, apeducte, canalizări, dotări a instituțiilor publice, grădinițe, școli. Deci sunt proiecte care imediat vor ajuta oamenii. Deci cu un buget de 2 miliarde. Deci nu am mai avut o astfel de situație și un astfel de proiect. Pe drumurile naționale, eu merg cam de la nord la sud, de la vest la est și cel mai îmbucurător este că nu mai avem nici un proiect de reabilitare a drumurilor care să stagneze. Peste tot se lucrează. Și a fost un efort considerabil ca să, să dezgropăm acele probleme care erau în trecut și acum chiar mă bucur, recent am fost la Leova și am văzut o companie care lucrează și noaptea pentru a face în regim mai rapid anumite porțiuni de drumuri. Suplimentar, am fost corect față de primării, de administrația publică locală și am alocat peste 400 de milioane, 800 de fapt de milioane, direct bani către primării ca să-și poată reabilita drumurile locale. Suntem pe fază finală pentru a semna și deja am semnat acorduri suplimentare în care în anii următori vom avea investiții de peste jumătate de miliard de euro în drumuri cu Banca Europeană pentru Reconstrucții, Banca Europeană pentru Investiții și Banca Mondială. Și ați spus foarte corect despre România. Cred că avem o relație extraordinară în care podul de la Giurgiulești a fost reabilitat rapid, s-a finisat procedura pentru nou pod la Prut, construim un nou pod împreună cu Ministerul Afacerilor Interne la Leova Bumbăta și în perioada următoare vom semna și alte acorduri pentru reabilitarea altor poduri. Referitor la transportul rutier și feroviar, domnul Popescu, mulțumesc foarte mult pentru suportul în liberalizarea transportului de mărfuri cu Uniunea Europeană. Este fără precedent. Ori până acum, transportatorii noștri aveau nevoie de tot felul de autorizări și care de fiecare dată nu ajungeau. Și știm foarte multe că și corupția era la distribuția lor. Acum, din momentul în care s-a semnat, practic nu mai avem apeluri de la transportatori. Și asta este bine. Înseamnă că lucrurile merg așa cum am semnat acest acord. Pe calea ferată, în sfârșit, și CFM-ul se mișcă bine, s-a crescut salariile, se reabilitează tronsoane, avem transport și cantitate de mărfuri și de pasageri transportată fără precedent în istoria țării noastre. Și asta este important. Calea ferată este o infrastructură critică în care vom investi în continuare. Am lansat programul Transport Modern, în care vrem să ajutăm companiile să-și schimbe parcurile de autobuze, astfel ca cetățenii noștri să aibă un confort mai bun. Țara noastră a fost scosă din lista neagră a Uniunii Europene pentru siguranța aviației. Avem încă mult de lucru și doamna prim-ministru poate în premieră vă spune că lucrăm la modul cel mai serios pentru reabilitarea aeroportului de la Mărculești și în scurt timp vom prezenta și anumite hotărâri în acest sens. În telecomunicații am obținut reducerea tarifului la roaming și sper că toată lumea care merge în România se simte ca acasă și asta este important. Continuăm împreună cu Ministerul de Externe să facem același lucru cu alte țări, dar ne dorim să avem la pachet cu întreaga Uniunii Europeană reducerea tarifelor la roaming. Am trecut definitiv la televiziunea digitală terestră. Am fost și am pus și o antenă în mod personal, dar am rămas plăcut, surprins cum cetățenii noștri pot foarte ușor să aibă acces la mai multe canale media, să se informeze mai bine și asta este important. În construcții, în sfârșit, simt că se mișcă lucrurile spre o normalitate. În continuare avem clădiri și construcții care se fac ilegal, dar mesajul nostru a fost foarte tranșant și vom merge în continuare să oprim acest dezmăț. Lucrăm la codul urbanismului și îl vom lansa în toamnă spre consultări publice și facem actualizarea planului de amenajare teritoriului național. Un proiect strategic pentru a înțelege unde se mișcă țara în continuare. Multe încă pot fi spuse. Noi vom continua să comunicăm despre ce am făcut, dar mai important, ce avem de făcut.
Vreau să mulțumesc spre încheiere colegilor din minister, structurilor subordonate ministerilor, Agenției Proprietății Publice și altor colegi care s-au implicat în acest an complicat, dar cu foarte, foarte multe rezultate bune pentru oameni. Vă mulțumesc! Mersi foarte mult, domnule Spânu. Înțeleg că e foarte bine să avem o strategie pe termen lung. Fără asta nu putem ști care este pasul următor. Dar oamenii sunt foarte preocupați de iarna care vine și mai mult ca atât, eu văd foarte multe manipulări în spațiu public. Da? Chiar săptămâna trecută ați lansat această hotărâre de guvern, pregătire pentru perioada rece a anului cu diverse scenarii și am văzut foarte multe critici că vom trece învățământul online, că deci o să fie cel mai prost scenariu. Spuneți-ne, vă rog, de ce în condițiile în care noi avem un contract pe 5 ani, noi avem nevoie de acest plan de contingență sau de aceste scenarii și trebuie să ne pregătim pentru perioada rece anului? Este ceva care se referă doar la noi sau se referă la toate țările Uniunii Europene sau europene în general? Care este motivul, de ce ne preocupăm atât de mult? Și vor fi trecute școlile pe online? Doamna prim-ministru, eu am să menționez încă o dată ce ați spus la început și cred că asta este critic să fie înțeles. Acest guvern este corect față și sincer față de cetățeni. Noi am ieșit cu acest program nu pentru a speria, nu pentru a crea panică, dar pentru a fi pregătiți. Ori vedem o situație în care furnizorul cu care avem un contract de 5 ani deja a redus sau a asistat livrările de gaz cu foarte multe țări europene, mult mai bogate și mai puternice decât Republica Moldova. Germania, Polonia, Bulgaria, Cehia, Finlanda, Italia și poți continui lista. Austria, Letonia și mi-ați dat o idee bună, probabil trebuie să public o listă exhaustivă, ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni cu acest furnizor și cum a acționat față de țările europene. Respectiv, eu cred că este de bun simț și corect față de cetățeni ca noi, ca și guvernare, să avem acest plan de contingență, indiferent de scenariul care ar putea să fie. Noi am propus mai multe acțiuni care, cred că în premieră, sunt publice, sunt transparente, sunt discutate și sperăm să avem și feedback din partea tuturor celor interesați, astfel ca noi să fim cât mai pregătiți. În perioada următoare, și deja s-a anunțat planul cu referitor la acordarea și suport în acordarea sprijinului pentru cetățenii care se încălzesc cu lemn și a fost anunțat planul de către Cancelarea de Stat. Noi în continuare vom ieși cu toate acțiunile pe care le vom face. Referitor la învățământul online, nimeni nu-și dorește ca învățământul să treacă online. Nimeni. Nu cred că este un membru a guvernului care își dorește. Respectiv, în perioada următoare, cu siguranță, în septembrie, octombrie, vom învăța toți copiii vor merge la școală fără niciun fel de învățământ online. De asemenea, credem că și în noiembrie, la fel, s-ar putea să apară o situație de criză și dacă va apărea o astfel de situație, vom lua deciziile în funcție de situația creată. În același timp, avem foarte multe școli care nu se încălzesc sau au alternativă la gaz, care cu siguranță nu vor trece la învățământ online. Deci, noi mergem cu acest plan doar pentru a da asigurări cetățenilor că guvernul este pregătit să acționeze așa ca să fie de partea cetățenilor. Vă mulțumesc. Mai mult ca atât, sunt școlile care au încălzire pe lemne, cărbune, biomasă chiar și asta nu înseamnă că va fi o abordare generală, va fi doar în caz de strictă necesitate, doar pentru acele școli unde nu există alternative, dar important este să ne gândim de pe acum ce implică aceasta, cine trebuie să se gândească cu 3-4 luni înainte și să pregătească totul pentru o asemenea contingență sau un asemenea plan de rezervă.
Domnule viceprim-ministru, eu am și o solicitare. Dumneavoastră ați vorbit despre creșterea capacităților pentru regenerabile. Eu vreau să comunicăm foarte intens despre eficiența energetică și despre regenerabile. Pentru că există foarte multe informații care nu sunt pe deplin înțelese, pentru că nu suntem noi specialiști toți în energie electrică, de exemplu. Foarte puțin știu despre necesitățile de echilibrare, unde suntem cu regulile pieței. Deci sunt discuții foarte tehnice. Dar noi trebuie foarte clar să spunem oamenilor ce trebuie să facă ca să reducă consumul și care sunt pașii ca să trecem la energie regenerabilă, care de fapt rămâne per sistem, per total, mai scumpă deocamdată decât energia din sursele tradiționale. Și aici, poate chiar în această toamnă, vă rog să ieșim cu o campanie de comunicare și să fie foarte clar ce avem de făcut. Da, stimată doamnă prim-ministră, noi lucrăm deja de o perioadă la o campanie națională de comunicare în direcția eficienței energetice și am luat act de această indicație și în cel mai scurt timp vom prezenta și la guvern, dar și în spațiu public, ce avem de gând să facem în acest sens. Vă mulțumesc. Și vă rog să menținem ritmul de transformare în sistemul energetic. Știu că avem anumite achiziții, reparații care trebuie făcute la control personal, vă rog. Mersi. Trecem la viceprim-ministru pe reintegrare, domnul Serebrean. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi. Din păcate, știm că în ultimul timp sectorul de reintegrare a devenit unul de maxim interes public. Am încercat pe parcursul acestor șapte luni, să am o comunicare cât mai bună cu publicul, în spațiul public, să se informeze despre dinamica procesului de negocieri, despre ce se întâmplă. Oricum, vreau să reiterez faptul că pe parcursul acestui an, începând cu 6 august anul trecut, s-a asigurat o dinamică continuă în procesul de negocieri. Au avut loc 13 ședințe ale reprezentanților politici de pe cele două maluri. Au fost 17 grupe, reuniunile grupurilor sectoriale de lucru. Nu voi intra foarte adânc în această bucătărie a procesului de negocieri, care nu știu în ce măsură este interesantă pentru public. Mă voi opri asupra faptului că s-au produs în pofida, cum să spun, contestărilor care apar iarăși în spațiul public pe diverse rețele de socializare, s-au reușit anumite lucruri îmbucurătoare pe acest segment, cât n-ar fi de ciudat în contextul ăsta general complicat. 350.000 de locuitori din stânga Nistrului sunt cetățeni ai Republicii Moldova și acest proces de obținere a cetățeniei, de redobândire a cetățeniei Republicii Moldova s-a accelerat în ultimul timp, ceea ce vorbește de la sine că este un proces de reintegrare societală, dacă vreți, și tot pe această filieră vreau să menționez faptul că peste 2000 de companii din stânga Nistrului sunt înregistrate de asemenea în Republica Moldova, că s-a produs o evoluție interesantă în sectorul economic. Economia de pe cele două maluri ale Nistrului este mult mai integrată acum decât era acum câțiva ani și asta este un mecanism de reasigurare în condițiile securitare actuale. Țin să menționez și faptul că peste 70% din comerțul regiunii transnistrene, comerțul exterior al acestei regiuni, este cu Uniunea Europeană, inclusiv cu România, tranzitând partea dreaptă a Nistrului, teritoriul controlat de autoritățile constituționale de la Chișinău.
Vreau să mă opresc puțin și la proiectele de edificare a încrederii. Sunt mai multe tipuri de proiecte de edificare a încrederii între cele două maluri, finanțate de diferite structuri internaționale, dar și de Guvernul Republicii Moldova. Peste 30 de milioane de lei au fost alocate în ultimii 2 ani unor proiecte mici de edificare a încrederii în zona de securitate pe malul drept, dar multe dintre ele sunt în oglindă susținute de programele internaționale pe ambele maluri și vreau să vă spun că sunt foarte eficiente, merg destul de des în teritoriu și mă bucură faptul să văd cooperarea dintre instituții de învățământ, dintre instituții de sănătate, instituții culturale de pe ambele maluri ale Nistrului. Este un lucru care poate nu se vede, dar care contribuie foarte mult la apropierea, la buna cunoaștere a cetățenilor noștri, repet, cetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Nistrului, care nu pot fi supuși sancțiunilor, blocadelor, cum insistă unii, din păcate, chiar în partea dreaptă a Nistrului, că ar trebui să o facem. Vreau să spun că în recent, în vizitele de lucru pe care le-am avut la București și Bruxelles, am evocat necesitatea sporirii volumului acestor ajutoare pentru proiectele de edificare a încrederii, care s-au dovedit a fi de mare succes. Încă o dată vreau să reiterez faptul că grupele sectoriale de lucru în pofida problemelor au activat aproape exemplar și vreau să mulțumesc colegilor din toate ministerele cu care am interacționat pe parcursul acestui an. Pe unele ministere chiar s-a făcut chiar un lucru extraordinar de bun și vreau să subliniez aici sectorul educației, dar și sectorul ocrotirii sănătății. Asta nu înseamnă că celelalte sectoare nu au fost de asemenea acoperite. Sigur că persistă foarte multe temeri. Noi facem tot posibilul ca țara să rămână într-o stare de stabilitate, de liniște. Asta este misiunea noastră primordială în acest moment. Cetățenii întreabă peste tot despre această dimensiune securitară. Încă o dată, repet, fac tot posibilul ca dialogul să fie menținut și starea de stabilitate în țară să fie menținută. Vă mulțumesc, domnul Serebrean. Într-adevăr, asigurarea păcii și stabilității este obiectivul numărul 1. În același timp, mă bucur foarte mult că ați menționat cetățenii noștri din stânga Nistrului și prin intermediul Comisiei Situații Excepționale am luat mai multe decizii pentru ca să asigurăm regiunea cu medicamente și produse de primă necesitate în condițiile în care s-au schimbat realitățile și a fost închis hotarul cu Ucraina, dar vreau să vă întreb care este situația oamenilor de acolo și cum monitorizăm noi ca să avem grijă și de calitatea vieții cetățenilor noștri din stânga Nistru. Stimată doamnă prim-ministru, în spațiul public au fost sigur că mai multe critici adresate Chișinăului de așa zisele autorități de la Tiraspol în ultimele luni, cum ați spus, recurge la blocări. În realitate, sigur că s-au atestat anumite probleme, anumite disfuncționalități, mai ales în primele luni. Se mai face și ordine, desigur, dar închiderea tronsonului central al frontierei moldo-ucrainene la 28 februarie și reorientarea fluxului comercial, inclusiv a regiunii transnistrene, prin punctele vamale controlate de autoritățile constituționale de la Chișinău, nu putea să nu producă și anumite sincope inițial, care nu au fost intenționate în niciun caz. Am evaluat chiar recent fluxul de bunuri care vine spre regiunea transnistreană. Unele dintre ele sunt mai puține în comparație cu anul trecut, într-adevăr. Altele sunt chiar mai mult la o serie de produse alimentare, deci nu putem vorbi despre un dezastru umanitar. De asemenea, pe domeniul ocrotirii sănătății, repet, am avut o colaborare foarte bună în lunile complicate pentru instituțiile sanitare din stânga Nistrului. Am pus la dispoziție în jur de jumătate de milion de vaccinuri pentru regiunea transnistreană. Deci, facem tot posibilul ca în deplasările mele în teritoriu, și am vizitat și raioanele din stânga Nistrului care scapă controlului autorităților constituționale de la Chișinău, să aud doleanțele oamenilor care, repet, sunt cetățenii noștri și pe care trebuie să-i tratăm ca pe cetățenii noștri, creându-le toate condițiile ca în aceste timpuri
vitregi complicate pentru toți să se confrunte cu cât mai puține probleme. Mulțumesc, domnul Serebrean, am și o solicitare. Prima mea vizită în teritoriu a fost în septembrie la Dubăsari. Am vorbit despre bacul de la Molovata, care este o cale foarte importantă de trafic de, sau flux de persoane și mărfuri. Și știu că am început și studiul de fizibilitate pentru ca să reconstruim acest bac sau să aducem un bac nou. Eu vă rog să ne grăbim mai repede, pentru că a trecut, iată, un an, practic, și oamenii așteaptă, mai ales acum vine iarna, în condițiile iernii nu întotdeauna lucrează bacul, deci vă rog să ne spuneți, dar și să accelerăm lucrul, este un proiect foarte important pentru oamenii din regiuni. Doamna prim-ministru, am fost de două ori la Cocieri și Molovata în ultimul timp, am vorbit și cu administrația Bacului, a fost atinsă problema Bacului și la Bruxelles în timpul recentei mele vizite și cu delegația Uniunii Europene, la Chișinău am discutat-o de asemenea, precum spuneți, este un proiect prioritar pentru locuitorii de pe platoul Cocieri, este singurul deseori mijloc de comunicare cu teritoriul controlat de autoritățile constituționale. Banii s-au promis, studiul de fezabilitate e practic făcut și contăm foarte mult pe faptul că în curând vom avea un feribot nou, să spunem așa, la, între Molovata și, și Cocieri. Sunt niște probleme de ordin tehnic referitoare la transportarea lui, dar asta o soluționăm pe, pe parcurs. Vă mulțumesc. Domnul viceprim-ministru pentru digitalizare, domnul Țurcanu, vă rog, noi avem discuții interesante, cred eu, pentru cetățeni, dar oricum să ne străduim și dumneavoastră și eu să vorbim mai scurt, pentru că deja au trecut 45 de minute și mai avem mulți colegi care trebuie să vorbească. Vă mulțumesc. Mulțumesc mult, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, stimați cetățeni. Din măsurile principale pe care aș dori să le enumăr, care au fost realizate în această perioadă, aș începe cu cele mai vizibile. În două etape am reușit să ieftinim o serie de servicii publice, circa 20 de servicii publice prestate de Agenția de Guvernare Electronică. Aceste optimizări de costuri au venit datorită faptului că au fost oprite o serie de scheme de corupție în care figurau mai multe companii, firme căpușă. Astfel, unele servicii au fost ieftinite cu până la 65%. Deci un lucru foarte important pentru consumatori, pentru cetățeni, serviciile devenind mai accesibile. Unele servicii sunt chiar prestate în mod gratuit, de exemplu, înregistrarea căsătoriei la sediul ASP în regim curent sau pentru cazuri excepționale sunt prestate deja în mod gratuit. La fel și serviciile de documentare a populației, de eliberare a documentelor, actelor de identitate au fost și ele ieftinite. Tot în această perioadă au fost întreprins o serie de măsuri ca serviciile prestate online să fie și ele mai atractive, mai ieftine, deci ca măsuri de stimulare a tranzacțiilor online. Astfel, serviciile prestate online sunt cu 20% mai ieftine și în acest sens încurajez pe toți consumatorii să solicite aceste servicii online, că nu doar îți economisesc timp, dar de data aceasta îți economisesc și bani. În acest an am lansat și programul Centrelor Unificate de Prestări Servicii, astfel în 17 localități din țară, dar dacă vorbim în număr de consumatori, circa 80.000 de consumatori localnici din aceste localități, din aceste 17 sate, pot beneficia de serviciile publice chiar de la ei din localitate, fără a se deplasa la centrul regional sau fără a face rânduri aici la ghișeile la ghișeii în Chișinău. Aceste 17 centre funcționează la parametri optimali. Am făcut o analiză și un sondaj. Deja am colectat mai mult de 100 de solicitări noi de la autoritățile locale și astfel de program, acest program va fi extins cu noi centre de unificate de prestări servicii, inclusiv cu Ministerul Culturii. Lucrăm la un model prin care am include în acest program și bibliotecile digitalizate Novateca.
Tot în acest timp am lansat serviciul guvernamental de livrare, M-Delivery, prin care oamenii pot obține documentele solicitate chiar la ușa casei, atât în țară cât și peste hotare. Și este adevărat că strategia noastră este să reducem documente pe hârtie, să eliminăm aceste documente. Însă sunt multe cazuri când cetățenii noștri au nevoie de aceste documente, fie peste hotare, fie însăși documentul încă nu este posibil de digitalizat și atunci, în acest caz, trebuie să avem comoditatea aceasta, iar M-Delivery vine cu un ajutor semnificativ în acest scop. Am făcut mai accesibilă semnătura electronică, astfel am început eliberarea semnăturii electronice care este valabilă nu doar pe 2 ani, așa cum era anterior, dar pe 5 ani. Această semnătură electronică este eliberată în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene prin oficiile consulare. Am dezvoltat și am pregătit pentru lansare și o nouă generație de semnătură electronică mobilă și odată ce va fi certificată de către Serviciul Informației și Securitate, va fi lansată în producție. Această nouă semnătură va face și mai accesibilă, și ca preț, dar și ca accesibilitate de a obține această semnătură pentru cetățenii noștri, în special pentru cei de peste hotare. În plan extern, am semnat un acord de colaborare pe domeniul digitalizării cu Guvernul României, în care ne-am angajat să ne digitalizăm împreună, un proces din care au de câștigat ambele state. Astfel, soluțiile digitale dezvoltate în comun, ele ar fi și mai ieftine, fiindcă ne-ar costa mai puțin și ar fi implementate mai rapid, întrucât ar fi eforturile comune ale ambelor echipe de digitalizare din ambele guverne. Dar pentru noi este important că ele a priori vor fi compatibile cu legislația europeană și în felul ăsta accelerăm procesul nostru de integrare europeană. Printre actele normative principale pe care le-am adoptat în această perioadă, vreau să menționez premiera adoptării legii serviciilor publice. Pentru prima dată o astfel de lege a fost elaborată și aprobată, lege care, de fapt, prescrie modul și modalitatea de obținere a serviciilor și obținerea serviciilor în cazul ăsta dăm prioritate serviciilor electronice față de serviciile prestate tradițional. Întrucât această perioadă a fost marcată și de o serie de provocări, am fost alături de colegii noștri din toate ministerele și am venit cu soluții ca reacție la crizele pe care le-am avut. Am dezvoltat împreună cu Ministerul Sănătății și alte autorități certificatul digital COVID, fișa epidemiologică COVID, cu Ministerul Afacerilor Interne și cu Cancelarea de Stat, măsuri pentru gestionarea refugiaților cu diferite platforme digitalizate și aici le mulțumesc tuturor acestor instituții, dar și voluntarilor care au crezut în noi și am făcut echipe comune și am făcut față împreună tuturor acestor provocări. În cele ce urmează, în perioada următoare, vom accelera ritmul de transpunere în format electronic a tuturor documentelor pe hârtie, așa cum prevede legea serviciilor publice. Vom construi împreună cu autoritățile de profil un sistem de securitate cibernetic, unul care să ne asigure reziliența statului și vom continua cooperarea cu toate autoritățile locale pentru a crea o platformă digitală de data aceasta și pentru autoritățile locale să reducem decalajul digital dintre administrația publică centrală și cea locală. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Țurcanu. Noi avem deja funcționale mai multe elemente de infrastructură digitală. În PAS, în Pay, în Delivery, este serviciul de livrare. Și aceste elemente ar putea fi valorificate mult mai bine pentru ca să îmbunătățim nu doar serviciile pentru cetățeni, dar să ajutăm economia, să dezvoltăm comerțul electronic. Foarte mulți cetățeni deja știu să cumpere de pe Amazon, să comande online, dar antreprenorii noștri tot vor să-și vândă produsele pe platforme electronice. De ce antreprenorii noștri mici nu ar putea să-și listeze produsele pe Amazon, de exemplu, sau pe alte platforme unde ar fi noi piețe de desfacere. Și avem metode de plată internaționale, Apple Pay, sunt mulți
sceptici care nu credeau că o să ajungem aici. Știu că se discută și cu alți furnizori, oamenii cunosc despre Revolut sau alte metode care sunt funcționale în România în special, dar de ce nu avem soluții de fintech care să scadă aceste costuri tranzacționale ale comercianților? De ce nu putem plăti cu telefonul pe un terminal de plată tot din telefon? Așa cum se face, de exemplu, am văzut în piețele din țările europene, unde și comerciantul poate primi plata prin telefon. Și care sunt principalele impedimente în dezvoltarea comerțului electronic și cum le putem depăși? Este un domeniu cu un potențial mare, unde noi trebuie doar să reglementăm și agenții noștri economici se vor descurca foarte bine și vor fi foarte competitivi, eu sunt sigur. Este adevărat, comerțul electronic este o prioritate în agenda noastră pentru perioada următoare, împreună cu Ministerul Economiei, împreună cu Consiliul Economic al prim-ministrului și împreună cu un grup de deputați care au venit ca autori la mai multe inițiative legislative din domeniul digitalizării, lucrăm la o agendă de implementare a tuturor componentelor de comerț electronic. Aceste elemente pe care dumneavoastră le-ați menționat, toate sunt luate în lucru, inclusiv accesul la platformele internaționale de poziționare a serviciilor și a mărfurilor pentru a fi comercializate online, dar îndeosebi pe platformele de plăți digitale, plăți electronice, astfel încât să fie posibilă tranzacționarea online pe deplin, fiindcă astăzi la noi mai sunt niște anomalii, așa, comanzi online, însă plătești la prag atunci când vine curierul și îți aduce marfa. Lucrul ăsta nu este ceva obișnuit și ceva normal, mai ales atunci când dorești să faci comerț electronic cu consumatori de peste hotare. Pentru comerț electronic avem un proiect pe care Ministerul Economiei bănuiesc că îl vor menționa acum în raport, dar avem un proiect care să-l punem în funcțiune în ritm accelerat, care prevede accesul la platforme, plățile online, fiscalizarea tranzacțiilor electronice și livrare, iar aici avem posibilitatea de a reutiliza acest serviciu în delivery pe care l-am lansat anterior. Vă mulțumesc. Când putem avea rezultate reale și să avem un sector care crește? Conform planurilor noastre, în următoarele 6 luni vom avea niște schimbări calitativ noi în acest segment, întrucât va fi aprobat și legislația privind comerțul electronic și vom trage și foloase din legislația ajustată, armonizată la legislația europeană, mă refer la cea ce ține de plăți, fiindcă plățile este, de fapt, un ingredient cheie în comerțul electronic. Vă mulțumesc. O să trecem acum la Ministerul Afacerilor Interne. Doamna Revenco, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, stimați cetățeni, în ciuda provocărilor fără precedent și a crizelor în lanț, am asigurat totuși pentru cetățenii țării noastre un climat de pace și de securitate publică, astfel încât să-și poată fiecare dintre noi, dintre familii, membrii familiilor noastre, să-și desfășoare viața de zi cu zi în siguranță. Sistemul afacerilor interne a fost implicat activ și plenar în acțiuni și situații cu care nu s-a mai confruntat niciodată. Avem un război în continuare la frontieră, în continuare gestionăm criza refugiaților, am avut și în continuare de a face cu un lanț logistic de aprovizionare periclitat, pandemie, riscuri și amenințări atipice la securitatea și siguranța cetățeanului, dar și toate astea pe lângă activitățile curente. Referitor la provocările aduse de război din Ucraina, am reușit să ieșim în prima fază din această criză pentru că am asigurat o intervenție coordonată la nivel național între toate structurile subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne, autorități la toate nivelele, desigur că organizații neguvernamentale, dar și cetățenii de rând. Am asigurat protecție la trecerea frontierii pentru mai bine de 500.000 de refugiați și în continuare avem grijă de siguranța a 10.000 de ucraineni care continuă să se află pe teritoriul țării. Am reușit să punem în funcțiune un centru de apel al Biroului Migrației de Azil și să procesăm mii de cereri de azil. Am ridicat și gestionăm tabere pentru
bunăstarea refugiaților și să ridicăm și să gestionăm centre provizorii de gestionare, inclusiv și gări temporare. Am creat culoare verzi de tranzit rapid al refugiaților între Ucraina și România prin dezvoltarea unui punct de cooperare bilaterală cu Ministerul Afacerilor Interne din România. Am reușit, desigur, că să rezolvăm, chiar dacă mai avem încă cozi la frontieră, dar am reușit să trecem peste criza generată de blocare la frontiera transportului de marfă și alimente. Vă aduceți aminte perioada când timpul de așteptare ajungea până la 5 zile, cu o coadă de peste 20 de kilometri, și astfel când noi am lansat și negocieri privind controlul coordonat comun la frontieră între autoritățile din Republica Moldova și România, ceea ce a menționat și domnul ministru Spânu, o acțiune mult așteptată, istorică, am început să construim și poduri, ceea ce ar însemna că sunt deja lansate negocieri pentru deschiderea a noi puncte de trecere internațională dintre noi și dintre Moldova și România. Tot în această perioadă, Ministerul Afacerilor Interne a fost recunoscut drept furnizor de securitate deja în regiune, în spațiul european. Astfel, noi cu celelalte state membre formăm și o centură de securitate în spațiul european și aceasta prin abordarea la cel mai nivel înalt al platformei de afaceri interne și securitate al Uniunii Europene, a subiectului în cauză, inclusiv cu participarea Republicii Moldova și lansarea de curând a unui hub de securitate internă și management a frontierii aici, la Chișinău, unde vor fi prezenți și reprezentanți ai structurilor de securitate din Europa. Am semnat în timp record acordul de Republica Moldova și Uniunea Europeană privind activitățile desfășurate de agenția Frontex. În continuare, negociem într-un ritm foarte dinamic semnarea de noi acorduri care vor aduce o mai bună și un nivel mult mai mare de securitate pentru cetățenii noștri aici. Ori exact aceste crize ne arată că noi vom putea face față acestor provocări dacă ne unim forțele și eforturile împreună cu partenerii noștri din spațiul european. Am pomenit și despre activitățile curente. Se regăsesc și acestea printre activitățile de top a agendei Ministerului Afacerilor Interne și aici, în primul rând, vreau să menționez că cetățenii sunt mai siguri în trafic. Am aplicat un sistem hibrid de siguranță și securitate în trafic prin extinderea Sistemului Național de Monitorizare Video a Traficului, prin repartizarea mai altfel, mai inteligentă a echipajelor de patrulare orientate spre alte trasee și aceasta ne-a permis să reducem numărul de accidente cu decese cu circa 5%, fiind prevenite tragedii prin înlăturarea conducătorilor auto în stare de ebrietate de la volan. În același timp, prin alte măsuri, inclusiv cooperare cu alte autorități și ministerie, astăzi oamenii obțin mult mai ușor dreptul de a conduce, prin reducerea numărului de acte necesare, a costurilor și a duratei de prestare a serviciului de eliberare a permisului de conducere. Toate tipurile de cazieri contravenționale, acestea fiind accesibile atât în regim online cât și prin intermediul terminalelor de plată, dar și să este posibilă achitarea prin serviciul guvernamental de plăți MPAY. În curând, cetățenii aflați peste hotarele Republicii Moldova vor putea solicita eliberarea cazierului direct la domiciliu. Au fost în acest sens efectuați deja primii pași de integrare a serviciilor de eliberare a cazierilor cu serviciul guvernamental de livrare M-Delivery. În ceea ce privește capacitatea de intervenție în dezastre, în ciuda numărului mare de situații de urgență în care au fost solicitați pompieri și salvatorii în această perioadă, suntem mai apărați de dezastre și incendii, reacționăm mult mai repede în situații de urgență, am reușit să optimizăm timpii de reacție, să-l reducem astfel încât astăzi, în plan național, media de reacție constituie 18 minute și circa 40 de secunde, ori acest indiciu este foarte important în contextul în care avem o majorare fără precedent a numărului de dezastre în ceea ce privește ardere vegetației uscată și iată aici capacitatea pompierilor, salvatorilor și arătat profesionalismul. În același timp, în această perioadă am demonstrat că pompierii și salvatorii Ministerului Afacerilor Interne au devenit recunoscuți și în plan regional. Pentru prima dată în această perioadă, colegii mei au fost în misiuni internaționale în Grecia și în România, participând la misiuni cu un caracter total diferit, astfel încât le-a permis inclusiv să-și ridice și ei performanțele. Ne vom mișca în continuare în această direcție.
La fel este important pentru sistemul afaceri interne și securitate relansarea dialogului cu partenerii strategici care a fost uitat de fostele guvernări. A fost pentru prima dată în premieră realizat ședința Together for Home Affairs, Consiliul Strategic privind dialogul de politici în afaceri interne cu participarea tuturor, aici chiar vreau să zic că a fost și sala plină, tuturor partenerilor strategici, ceea ce ne va permite să obținem un parteneriat durabil pentru implementarea strategiei de dezvoltare și modernizare a Ministerului Afacerilor Interne, o strategie care nu a mai avut Ministerul până acum. Vreau să scot în evidență doar două dintre mai multe acorduri foarte importante pe care le-a semnat Ministerul Afacerilor Interne cu alți parteneri. Câteva zile în urmă am semnat acordul cu Biroul Federal de Investigații al SUA, un memorandum de cooperare și schimb reciproc de informații, care în primul rând va ajuta investigațiile și va îmbunătăți eficacitatea aplicării legii, la fel în contextul promovării siguranței publice. La fel a fost inițiat procesul de implementare a unui sistem de informații prealabile despre pasageri, inclusiv și registrul pasagerilor la aeroportul internațional Chișinău, în scopul identificării timpurii a riscurilor hibride, riscurilor atipice, inclusiv de terorism, precum și în vederea efectuării unor analize și procesări de date în interes internațional pentru combaterea diferitor tipuri de infracțiuni, aceasta fiind atât de important acum când spațiul aerian este tot mai des considerat atât pentru transport de pasageri cât și de mărfuri. Pe final, nu pentru că este mai puțin important, vreau să aduc câteva informații în legătură cu acordarea mai multă protecție pentru victimele violențelor în familie. Prioritară pentru noi este dezvoltarea serviciului specializat Centrului de Justiție Familiară, care va acorda accesul imediat al victimelor infracțiunilor violente, în special aici vorbim despre victime violențelor în familie, dar și victimelor infracțiunilor cu caracter sexual la servicii specializate și urgente. În viitoarele luni acesta va fi operaționalizat și pentru prima dată în istoria Ministerului Afacerilor Interne, un astfel de serviciu va fi gestionat nemijlocit de către poliție. Și la fel a fost extins un mecanism mai special de protecție a copiilor împotriva exploatării și abuzul sexual, în special prin intermediul tehnologiilor informaționale. Vom lansa împreună cu partenerii din sectorul economic un mecanism și neguvernamental, un mecanism de raportare a cazurilor de abuz și violență a copiilor în mediul online. Și pot să vă zic că deja acum are loc testarea aplicabilității mai multor instrucțiuni și protocoale de asistență a victimelor infracțiunilor cu caracter sexual sau altor infracțiuni violente. Mă opresc aici. Sunt câteva doar dintre mai multe activități realizate de către echipa mea în afacerile interne în această perioadă. Vreau să vă asigur că echipa este pregătită să facă față tuturor sarcinilor dificile, atipice, astfel încât fiecare cetățean din țara noastră și oaspete să se simte în siguranță. Este necesară această siguranță inclusiv pentru a încuraja investițiile străine. Realizăm acest rol, ne vom mișca și în această direcție, astfel încât a face mult mai facil intrarea și staționarea inclusiv a cetățenilor străini de bună credință care vor să investească în țara noastră. Vom continua cu digitalizarea și modernizarea serviciilor pentru o mai mare transparență, pentru timp mai redus, pentru o mai bună calitate a serviciilor, astfel încât să devenim un partener de încredere nu doar pentru comunitățile noastre, dar inclusiv pentru toți partenerii internaționali pentru care dumneavoastră și toți colegii mei de aici muncesc în sensul dezvoltării acestor parteneriate. Mulțumesc, doamna Revenco. În primul rând, eu vreau să vă felicit, pentru că greul crizelor care a lovit Republica Moldova a fost în primul rând gestionat de sistemul de afaceri interne. Și dumneavoastră personal, felul în care ați coordonat toate armele, cum ați condus cu centrele de criză, deci este și meritul dumneavoastră personal, dar și meritul fiecărui element al sistemului, fiecărui om care lucrează peste program, care se dedică, care lucrează cu solidaritate și dedicație. Și dacă ne pare că aceste crize cumva au trecut, este din cauza că au fost gestionate bine, și nu din cauza că nu continuă aceleași circumstanțe care au cauzat aceste crize.
Și eu cred că noi am reușit să schimbăm reputația Moldovei pe plan internațional inclusiv și poate în special datorită acestui mod de a gestiona crizele, criza refugiaților în primul rând. Evident că a fost contribuția fiecărui cetățean, a organizațiilor neguvernamentale, a voluntarilor, dar dumneavoastră ați știut cum să gestionați intrarea în țară și cum să fiți deschiși pentru acești voluntari, care inițial au fost chiar și amplasați fizic la Ministerul de Intern. Și un lucru care vreau ca să-l clarificăm pentru cetățeni este că nu ne oprim aici și asigurăm ordinea publică în interiorul țării. Deci nu ne ocupăm doar de această criză a refugiaților sau criză la hotare. Ne puteți spune cum au evoluat indicatorii de ordine publică? Deci, de exemplu, cum a evoluat rata de descoperire a infracțiunilor? Avem, din cauza acestor crize sau atenției care este acordată crizelor care vin din extern, avem un impact asupra situației pe intern? Doamna premier, mai întâi de toate vreau să sunt recunoscătoare cuvintelor de apreciere. Este o muncă a echipei Ministerul Afacerilor Interne, dar cu certitudine rezultatul muncii și efortului de echipă. Și vreau să mulțumesc aici tuturor miniștrilor și echipelor dumneavoastră cu care a interacționat echipele Ministerul Afacerilor Interne din teren. De asta și ziceam, suntem pregătiți să facem față oricăror provocări care vor mai veni. Să sperăm că vom reuși totuși să evităm acest lanț de crize și provocări. Referitor la întrebarea dumneavoastră, ziceam în primul rând și în discursul din raportul inițial, un singur exemplu am adus referitor la siguranța în trafic. Ori asta ar fi un component din palierul ordine și securitate publică, chiar dacă am fost prinși în acest exercițiu amplu de gestionare a consecințelor războiilor din Ucraina, crizei, managementul crizelor refugiaților, lanțului logistic de aprovizionare, a fost în egală măsură important pentru echipa Ministerului Afacerilor Interne să asigure comunități în siguranță. S-a intervenit prompt și astăzi ziceam că s-a redus numărul de accidente cu decese cu circa 5%. Este o performanță foarte înaltă dacă să comparăm inclusiv cu alte state care sunt și mult mai dezvoltate și mai echipate în acest sens, cu capacități mult mai ample și diverse. În ceea ce privește ordinea și securitatea publică în plan național, sub aspect infracțional, chiar dacă au existat factori cu potențial real de a determina creșterea ratei infracționalității, factor economic, războiul la frontieră, noi am abordat metode mult mai inteligente și metode moderne prin analiza și integrarea informațiilor, astfel încât să nu admitem escaladări. Nu s-a înregistrat o creștere esențială a ratei infracționalității, chiar dacă dinamica și factorii au fost destul de favorizanți. Totodată avem stabilite înfăptuitori în cadrul tuturor infracțiunilor grave și deosebit de grave care au fost comise în această perioadă pe teritoriul țării. Ori asta ar însemna că autorii au fost referiți justiție, au fost înlăturați din comunitate și nu mai prezintă. Deci au fost descoperite cazurile, așa mai simplu, ca oamenii să înțeleagă. Fiind stabiliți deci autorii, sunt descoperite, sunt înlăturați din comunitate, nu mai prezintă pericol și pentru colegii mei asta ar însemna inclusiv o certitudine că lucrează bine în direcția profilaxiei și prevenției. Omul simplu trebuie să cunoască că cel care a încălcat legea nu va putea face asta încă o dată, respectiv traiul nostru în comunitate poate fi în siguranță. Ori asta este important și pentru programele de dezvoltare a satelor, pentru investitorii străini care caută certitudine în toate investițiile și în viața lor de zi cu zi, economică sau socială, aici în Republica Moldova. Vă mulțumesc. Într-adevăr, trebuie în primul rând să asigurăm comunități sigure, să ne asigurăm că cazurile infracționale sunt descoperite, autorii sunt trecuți, deci sunt diferiți justiției și în același timp
chiar dacă ne confruntăm cu foarte multe crize și Ministerul de Interne este pe prima linie, noi trebuie să punem bazele pentru transformare pe termen lung. Ați vorbit despre strategie, reorganizare, deci trebuie să mergem cu toate aceste elemente pentru ca să avem o poliție eficientă, respectată, în care cetățenii să aibă încredere. Și cred că trebuie să revenim și la niște măsurări referitor la încrederea cetățenilor. Doamna premier, aceste crize în lanț ne-a deplasat puțin agenda de transformare, dar așa cum ați menționat și dumneavoastră, esența strategiei de dezvoltare constă exact în capacitarea tuturor structurilor subordonate MAI la nivel local și la nivel național, astfel încât să devenim mult mai eficienți în serviciile pe care le oferim. Și deja în această toamnă voi pune pe masa dumneavoastră agenda de transformări mult mai strategice pe termen lung al sistemului afacerilor interne. Vă mulțumesc! Nu ne reușește, văd că să vorbim mai succint, dar rog să continuăm să încercăm. Domnul ministru al economiei, domnul Gaib. Mulțumesc! Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi și stimați cetățeni, înainte de prezentarea realizărilor cheie ale echipei ministeriale, aș vrea să remarc unele evoluții ale economiei naționale. În ultimul an, Moldova s-a confruntat cu cel mai mare număr de crize suprapuse de la independență. În pofida acestor provocări și dificultăți, economia națională a înregistrat următoarele progrese. 2021 s-a încheiat cu o creștere de 13,9%, iar primul trimestru al anului 2022, în pofida șocurilor externe, a înregistrat o creștere, chiar dacă modestă, dar în termeni reali de 1,1% față de aceeași perioadă anului 2021. Industria, după diminuare de minus 10,4% din luna aprilie, cauzată de inițierea războiului, a înregistrat o creștere de 13,2% în luna mai, astfel generând o creștere de 2,6% pentru primele 5 luni ale acestui an, ceea ce demonstrează o recuperare suficient de rapidă după acest șoc care a fost generat și de criza energetică, dar și de începerea războiului. Cifra de afaceri în sectorul transportului a crescut cu aproape 40% pentru primele 5 luni ale acestui an, transportul feroviar a crescut cu aproape 50%, cel naval de 2,5 ori și transportul auto cu 42,3%, valorificând de fapt acele oportunități care au fost generate și de dificultățile din regiune. Volumul investițiilor în active imobilizate a crescut cu 12,6%, însumând circa aproape 5 miliarde de lei în trimestrul 1 al anului curent, creșterea cea mai mare fiind înregistrată în construcții ingineriești cu 51% și în clădiri nerezidențiale cu aproape 19%. Investițiile străine directe, de asemenea, au înregistrat o creștere de 6,6% la data de 31 martie anul curent față de 31 martie 2021, fiind majorat cu peste 300 de milioane de dolari timp de un an. Cea mai mare parte fiind asigurată de investițiile directe sau reinvestirea profitului realizat, circa 278 de milioane din cele 300. Este de remarcat că în a doua jumătate a anului 2020 și începutul anului 2021 a fost înregistrată o scădere acestor investiții străine directe cu peste 400 de milioane de dolari și ne îmbucură faptul că acest trend a fost reversat în ultimul an. Numărul populației ocupate în trimestrul 1-2022 a constituit 828.000 persoane și s-a majorat cu peste 30.000 de persoane sau 38% comparativ cu trimestrul 1 al anului 2021, când de fapt a fost un minim în ultimii ani în Republica Moldova. Aceste creșteri au fost preponderente în industrie și construcții. Exporturile au crescut în primele 5 luni ale anului curent cu 70%, însumând peste 1,8 miliarde de dolari SUA. În pofida estimării unui impact negativ agresiunii Rusiei asupra comerțului exterior al Republicii Moldova, cu eforturile consolidate ale guvernului și mobilizarea business-ului, asociațiilor de business, s-a reușit într-un termen record reorientarea exportului către noi piețe de desfacere, dar și reluarea tranzacțiilor comerciale către piețele CSI în condițiile noilor posibilități și perspective. Aș vrea să apreciez efortul colegilor și colaborarea cu Ministerul Economiei în perioadele cele mai dificile, în mod special la începutul războiului, pentru efortul depus de la deblocarea transportului stopat sau sechestrat pe teritoriul Ucrainei, inclusiv acele vagoane cu fertilizanți care au fost oprite în diferite regiuni ale Ucrainei și au fost recuperate cu ajutorul Ministerului de Externe și cu ajutorul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Simplificarea procedurilor de trecere a frontierei, atât pentru o serie de produse industriale, cât și cele alimentare, iarăși în colaborare și cu Ministerul
afacerilor interne și cu Ministerul Agriculturii, cu ANSA, pentru a simplifica aceste procese. Pentru a minimiza șocul creșterii rapide a prețului la gaze naturale în perioada iernii, Ministerul Economiei a venit cu inițiativa și a operaționalizat susținerea agenților economici cu compensări la factura de gaze pentru perioada ianuarie-martie 2022, cu o valoare totală de 76,2 milioane lei. În același timp, Ministerul Economiei a inițiat o serie de reforme structurale absolut necesare țării și, în primul rând, a făcut o evaluare a structurilor subordonate, prima fiind constituirea noi organizații pentru dezvoltarea antreprenoriatului în baza vechiului ODIM, cu o structură complet nouă, aliniată la principiile internaționale de bună guvernanță, care ar permite o capacitate sporită de implementare a programelor, dezvoltarea de produse noi, în mod particular, instrumente financiare și administrarea fondului de dezvoltare, menit să asigure resurse financiare la dobânzi reduse pentru antreprenori în scopuri investiționale. Au fost revizuite programele existente și lansate programe conceptual noi, cum este programul Start pentru tineri antreprenori cu componentă de credit cu dobândă fixă și semnate deja 51 de acorduri, programul pentru digitalizare, produsul de garantare anticriză, prin care toate garanțiile pentru antreprenori sunt cu comision zero pentru anul acesta, iar gradul de acoperire a fost majorat la toate produsele până la 80% din valoarea creditului. Iar mâine lansăm programul de retehnologizare pentru utilaje mai eficiente energetic și instalații de regenerabile cu un buget de 50 de milioane de lei. Bugetul ODA a fost majorat, după cum și dumneavoastră ați menționat, de aproape 3 ori, până la 340 de milioane de lei, și anul acesta au fost semnate acorduri de grant cu valoare deja de 82,6 milioane de lei și debursate 54 milioane de lei. Fondul de garantare a crescut la 188 de milioane de lei și volumul garanțiilor active este de 720 de milioane de lei pentru un portofoliu de credite de 1,2 miliarde de lei. Doar în acest an au accesat produsele de garantare peste 280 de beneficiari pentru un portofoliu de credite de peste 600 de milioane de lei. Ministerul Economiei suplimentar a aprobat instrumentul de garantare a portofoliului de credite pentru simplificarea procedurii de accesare a garanțiilor și respectiv evitarea cererii individuale pe fiecare garanție în parte. A doua reorganizare importantă a fost Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supraveghere Pieței și transformarea ei în Inspectoratul de Stat pentru Supraveghere Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor. Ministerul Economiei a făcut un audit amplu, a invitat și Corpul de Control. De asemenea, au fost constatate încălcări grave și CNA a arestat 4 inspectori bănuiți de corupție. Reorganizarea instituției era imperativ necesară, acest lucru a fost efectuat cu revizuirea integrală a structurii organizatorice, segregarea corectă a funcțiilor pentru a atinge mai bine și o aliniere mai bună la obiectivele puse în sarcina instituției. Pentru ca agenții economici să nu suferi de pe urma activității defectuoase, Ministerul Economiei a instituit moratoriu la controlele acestei agenții până se finalizează procesul de reorganizare. În scopul creșterii suportului pentru mediul de afaceri a fost elaborat proiectul de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii și negociat acordul de finanțare în sumă de 47,5 milioane de euro cu Banca Mondială. Ambele acorduri au fost promovate și votate în Parlament. 14 milioane de euro vor contribui la dublarea fondului de garantare și va crește și mai mult capacitatea de creditare a agenților economici. 5 milioane de euro sau circa 100 de milioane de lei vor suplini resursele pentru programul de granturi pentru susținerea reorientării exporturilor, foarte important pentru agenții economici și lucrul acesta va mai mult decât va dubla portofoliul de resurse pentru acest proiect. Iar pentru dotarea laboratoarelor, revizuirea infrastructurii calității, pentru a obține certificatele necesare agenților economici, circa 10 milioane de euro vor fi alocate în această direcție. De asemenea, vor fi alocate resurse din acest proiect pentru automatizarea proceselor privind controlele de stat și digitalizarea serviciilor guvernamentale. Se estimează automatizarea la circa 27 de acte permisive. A fost semnat acordul de parteneriat pentru dezvoltarea mediului de afaceri cu proiectul Tehnologiile Viitorului, susținut de USAID și Suedia, semnat în decembrie anul acesta pe o valoare de circa 34 milioane de dolari. Aceste resurse vor merge pentru finanțarea proceselor de digitalizare a mediului de afaceri. A fost negociat cu UE dublarea cotelor de import din Moldova pentru 7 produse, mere, prune, struguri. În același timp, Ministerul Economiei duce negocieri cu țările EFTA privind semnarea unui acord de liber schimb, cu Turcia privind creșterea cotei la exportul de vinuri din Moldova și cu Egipt pentru a inițiat un acord cu Egipt de liber schimb.
Pe sectorul tehnologiilor informaționale au fost înregistrate progrese importante. Încă anul trecut a fost aprobat pachetul de digitalizare 1.0, care a adus modificări la 28 de legi, inclusiv a eliminat obligativitatea notificării din partea agenților economici privind calitatea de operator cu date cu caracter personal. Foarte importantă și foarte neplăcută pentru agenții economici. De asemenea, noi acum pregătim și am transmis către cancelare pachetul de e-comerț, despre care am discutat, cu modificări la 16 acte normative pentru a debloca și a facilita acest proces. Sectorul IT a înregistrat rezultate excepționale, 35% creștere exporturilor anul trecut și trebuie să mizăm pe aceste sectoare și să le ajutăm în continuare. De asemenea, vânzările au ajuns la peste 6,8 miliarde de lei. Salariul mediu în acest sector la rezidenții parcului IT au ajuns la 36.000 de lei, iar acest an au fost create circa 400 de locuri de muncă noi în sectorul rezidențial, la rezidenții parcului IT. Eu aș vrea doar să remarc câteva încă aspecte importante, fiindcă a fost trecut în prima lectură în Parlament, legea risipii alimentare, care considerăm foarte importantă această perioadă dificilă și va ajuta atât la redistribuirea mai bună sau utilizarea mai bună a produselor alimentare, cât și la reducerea impactului negativ asupra mediului. De asemenea, mai puțin de o săptămână, sau circa o săptămână în urmă, ne-am lansat audieri publice, programul de dezvoltare al antreprenoriatului, cu care noi vrem să inițiem o discuție foarte largă cu toate asociațiile de business și antreprenori în ceea ce privește dereglementarea, simplificarea procedurilor, astfel încât să fie cât mai ușor de a face afaceri noi în Republica Moldova. Mulțumesc. Domnul Gaibu, așa o întrebare. Cum ajutăm noi agenții economici să facă față crizei și să creștem locurile de muncă? Pentru că asta e principalul. Noi am văzut în criză, după criză, după criză, unica soluție pe care o aveau cetățenii noștri era emigrare. Noi trebuie să ne asigurăm că, în pofida faptului că este un război în Ucraina și investitorii sunt, să-i spunem direct, un pic reticenți, dar noi le putem crea condiții, eu oricum văd un interes, pentru că noi am pornit reformarea justiției, pentru că am devenit țară candidat. Oricum este un anumit potențial. Deci cum noi am reușit să vorbim cu investitorii, să-i atragem și care sunt planurile de mai departe? Câte locuri de muncă am creat? Avem aceste cifre. Știu că există la Ministerul Finanțelor și un program de subvenționare a creierii locurilor de muncă. Care sunt rezultatele aici? Și ce facem mai departe? Deci, după cum am menționat, trimestrul acesta a fost înregistrat o creștere față de trimestrul anului, față un an în urmă, cu 30.000 de locuri de muncă, preponderent în industrie și construcții. De asemenea, sectorul IT a înregistrat o majorare a locurilor de muncă, dar este importantă și o serie de modificări structurale. Noi suntem în discuție acum pentru a implementa acele proiecte cheie de susținere a mediului de afaceri. Este vorba și de simplificarea cadrului normativ, aici ducem negocieri și cu ministerul. Dereglementarea, despre care am vorbit mai mult timp. Și, de asemenea, discutăm cu Ministerul Finanțelor, fiindcă este vorba și de regimuri simplificate fiscale, care să fie și din punct de vedere a raportării cât mai simple posibil. Au demonstrat, inclusiv și Parcul IT, o performanță excepțională, dar și după modelul țărilor dezvoltate să implementăm un instrument de finanțare cu dobândă rezonabilă, astfel încât să creăm o alternativă a sistemului comercial de finanțare a investițiilor în sectoarele importante ale țării. De asemenea, trebuie să revizuim cadrul în ceea ce privește disbalansul între oferta de resurse de cadre calificate și cererea de cadre calificate. De asemenea, aici avem anumite proiecte care ar putea soluționa sau îmbunătăți semnificativ acest sector. Noi vom veni în septembrie cu aceste proiecte bine gândite și discutate și le vom propune spre consultări. Eu vă rog, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor și cu participarea celorlalte autorități de resort, vicepremierul pentru digitalizare, să vorbim în septembrie despre măsurile pentru business. Eu vreau să văd și aceste modificări la legislație pentru comerțul electronic. Eu vreau să văd politica fiscală
care știu că este în la ultima fază de elaborare. Să vedem ce putem introduce de la 1 ianuarie, ce putem introduce mai târziu. Știu că toate aceste crize și modificările de modificările de buget pe care a trebuit să le facă Ministerul Finanțelor a întârziat un pic acest proces. Dar avem în septembrie Moldova Business Week, eveniment pentru a atrage investițiile. Haideți să unim toți eforturile și să facem câteva lucruri care să fie simțite. Da? Noi am vorbit despre dereglementarea în Horeca. La Consiliul Economic al primului ministru am creat și un grup de lucru. Eu vreau să văd deja rezultatele acestei munci. În septembrie să venim cu toate aceste produse, pentru că s-a făcut o muncă enormă în spate, dar nu trebuie să fim perfecționiști, trebuie să ieșim cu aceste inițiative și să le discutăm. Eu sunt sigură că o să primim și un feedback bun din partea tuturor actorilor interesați și o să putem perfecționa aceste acte normative și înainte de adoptare. Vă mulțumesc! Avem deja o oră și jumătate. Vă rog să încercăm mai succint. Nu știu dacă va reuși domnul Litvinenko, ministrul justiției, mai succint, mai ales că s-au pornit mai multe lucruri în domeniul justiției și mai mult ca atât este probabil cel mai important domeniu pentru procesul nostru de integrare european. Domnul Litvinenko, vă rog. Da. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, dragi cetățeni. Eu încerc să fiu foarte laconic și totodată să redau lucrurile așa cum sunt, fără triumfalism. Dacă ar fi să expun lucrurile la moment într-o singură propoziție, ar fi că multe s-au făcut, dar și mai multe urmează încă de făcut. Dar trebuie să ținem cont sau înainte de a spune ce am făcut, ce am reușit să facem și eventual ce urmează să facem, vreau să amintesc aici cum am preluat noi situația din domeniul justiției în luna august a anului trecut. Am avut o situație când organele procuraturii și sistemul judecătoresc practic în totalitate erau sub controlul grupărilor oligarhice. Investigațiile pe cazurile de rezonanță fie băteau pasul pe loc, fie erau în general blocate. Cam toți hoții erau eliberați pe bandă rulantă, unii chiar în perioada când noi deja cumva formal am preluat guvernarea în luna august sau, mă rog, iulie anului trecut. Ce am făcut în această scurtă perioadă de timp? Am oferit independență procuraturii, procurorilor, sistemului judecătoresc, chiar dacă există încă multe lucruri de făcut acolo. Noi vedem foarte bine că s-au pornit, s-au intensificat investigațiile în raport cu exponenții tuturor clanurilor oligarhice. Deci sunt investigați absolut toți liderii sau exponenții clanurilor oligarhice. Am pornit procesul... Da, grupărilor criminale, clanurile oligarhice, grupurile de interese, sunt mai multe definiții cum pot fi identificați sau exemplificați. Deci am pornit procesul de curățare a sistemului judecătoresc, a fost constituită Comisia de Prevete în care verifică integritatea tuturor aspiranților la funcțiile de membri în Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Până la sfârșitul anului noi trebuie să avem aceste foruri de autoadministrare completate, cu oameni integri care urmează la rândul lor să contribuie la curățarea întregului sistem judecătoresc. Pe baza modificărilor legislative care a introdus Comisia de Preselecție constituită din experți notori internaționali, s-a reușit alegerea unui nou procuror șef la Procuratura Anticorupție cu experiență de procuror în Statele Unite ale Americii și cu un istoric semnificativ în gestionarea dosarelor de corupție. Noul procuror șef și-a început activitatea începând cu 1 august a anului curent. Au fost adoptate mai multe legi foarte importante. Vorbim de legea care asigură integritatea funcționarilor și demnitarilor. Vorbim despre modificarea legislației care
înăsprește sancțiunile pentru corupția politică, pentru corupția electorală, pentru finanțarea ilegală a partidelor. Am văzut că sunt investigate și finanțarea ilegală a partidelor pe baza modificărilor pe care noi le-am făcut. A fost adoptată legea care permite condamnarea persoanei care se ascunde de urmărirea penală sau de judecată. A fost adoptată legea care face funcțional mecanismul de confiscare extinsă a averii. A fost adoptată legea care îmbunătățește mecanismul de recuperare și sechestrare a bunurilor infracționale de către arbi. Altfel spus, au fost create toate premizele necesare pentru ca instituțiile statului cu competențe de combatere a corupției să funcționeze așa încât să existe o finalitate. Sigur că, ca și fiecare cetățean al Republicii Moldova, sunt sigur ca și fiecare dintre dumneavoastră, eu vreau ca să avem finalitate pe aceste investigații inițiate. Ce înseamnă finalitate? Foarte simplu, cei care au furat, dacă se constată că au furat mult de la oameni, să fie sancționați, să primească pedeapsa cu închisoare, iar bunurile lor să fie confiscate și respectiv întoarse către cetățeni, către bugetul statului. Eu sunt sigur că această finalitate va veni, justiția va triumfa și lucrul ăsta se va întâmpla cu mult mai repede decât cred unii că se va întâmpla, cu mult mai repede decât s-a întâmplat, de exemplu, în alte state. Vă mulțumesc, domnul Litvinenko, înțeleg optimismul dumneavoastră, dar totuși cred că sunt anumite dubii, cetățenii au dubii. De exemplu, am văzut diverse personaje care ies în spațiu public și spun că dosarele sunt politice. Și cum asigurăm cetățenii că este vorba despre o reformă autentică a justiției și nu despre, eu nu știu, oarecare influență politică. Mulțumesc pentru întrebare, doamna prim-ministru. Răspunsul este unul foarte simplu. Toți cei care au chitanțe de la salariu sau de la alte averi, de la alte venituri obținute ilegal, nu au decât să le prezinte și respectiv nu ar avea nicio problemă în a justifica proveniența legală a averilor. Politizarea și învinuirile de politizare o fac de regulă cei care nu au astfel de documente și atunci este cel mai ușor să vii cu astfel de învinuiri. Altfel spus, pedepsirea unui hoț, de fapt, nu înseamnă dosar politic, nici de cum, ci înseamnă mai degrabă o politică a statului pentru a obține dreptatea pentru oameni, așa cum noi am promis în campanie. Domnul ministru, noi avem foarte multe de făcut. Inițierea negocierilor pentru aderare depinde foarte mult de viteza cu care ne vom mișca în domeniul justiției, de credibilitatea reformelor și aici eu vă rog să fiți insistent. Dacă este nevoie de resurse adiționale, trebuie să discutăm, să le solicitați, să discutăm ce facem pentru a spori capacitățile ministerului, instituțiilor subordonate. Dar aici noi nu putem trena. Noi trebuie să ne mișcăm repede. Eu înțeleg că o să avem această pre-vetting, această evaluare extraordinară pentru Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, dar oamenii așteaptă schimbări și în restul sistemului. Nu este vorba doar despre cei care administrează sistemul, este vorba despre fiecare judecător și procuror, pentru că continuă să fie oameni care suferă din cauza unei justiții nedrepte. Care sunt termenii? De ce ne mișcăm, iată, atât de încet? Știu că dumneavoastră spuneți că e repede, dar pentru cetățean este, de fapt, încet. Nu, eu n-am spus că e repede. Eu am spus că eu mi-aș dori cu mult mai repede, dar lucrurile stau așa cum stau. Sigur că procesul, pe lângă faptul că noi urmează să avem finalitate în dosarele de mare corupție, trebuie să asigurăm că la finalul mandatului sistemul este cu totul altfel decât noi l-am preluat, deci este un sistem curățat. Procesul de curățare este unul mai complicat. Deci noi am început cu
prevetingul Consiliului Superior a Magistraturii, Consiliul Superior a Procurorilor, deci este procesul a fost coordonat cu toate forurile internaționale și avem acceptul lor, deci procesul este constituțional, este corespunzător tuturor standardelor. Finalizăm până la sfârșitul anului organele de autoadministrare, începem la fel, urmând aceleași proceduri, deci consultare cu partenerii noștri, reforma Curții Supreme de Justiție, deci la începutul anului respectiv, după finalizarea reformei Curții Supreme de Justiție, vom porni curățarea celuilalt sistem care a rămas, deci în felul ăsta mergem de sus în jos de la organele de autoadministrare, instanța supremă din stat, după care sistemul judecătoriei, sistemul procuraturii, cu siguranță, precum am spus, în afară de finalitatea pe dosarele mari corupții, la finalul mandatului trebuie să avem tot sistemul judecătoresc și a procuraturii curățat de oameni cu probleme de integritate, oameni care au venit în sistem nu să facă dreptate, nu să judece conform legii, dar să se îmbogățească pe preluarea diferitor dosare sau prin vânzarea diferitor decizii judecătorești. Mulțumesc. Și o solicitare. Domnul ministru, statul plătește la CEDO sume importante pentru condițiile inumane din penitenciari. Și noi avem și un proiect extern pentru reconstrucția unui penitenciar și de ani de zile vorbim, dar executare eu nu văd. Eu vă rog în septembrie să luăm o decizie cum facem ca acești bani să fie utilizați și să meargă construcția ca să nu mai plătim aceste sume și în plus trebuie să avem și condamnări ale procurorilor, judecătorilor care au luat decizii și au nedreptățit oamenii și încă și au fost ținuți în aceste condiții numai. Dar da. Vă rog, în septembrie da. Noi nu mai putem avea aceste resurse care de fapt teoretic stau. Fie angajăm o companie care să administreze, eu înțeleg că Ministerul Justiției nu este un minister care poate face construcții, pentru că ne amintim la Ministerul Educației, tot a durat până am decis cum se face reconstrucția școlilor de circumscripție. Așa că vă rog să grăbim acest proces. Da, mulțumesc că avem ca priorități în luna septembrie să avem o decizie cum ne mișcăm înainte pentru a avea o finalitate și aici, pentru a avea la final de an construit acel penitenciar de care are nevoie Republica Moldova. Mulțumesc. Doamna Roșca, secretar general al Ministerului Finanțelor. Vă rog pe scurt. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, stimați cetățeni. Dacă să mă refer la principalele activități ale Ministerului Finanțelor, în această perioadă, în perioada de raportare, activitățile și acțiunile Ministerului Finanțelor în perioada de raportare au fost îndreptate spre identificarea, mobilizarea și asigurarea alocării mijloacelor financiare necesare pentru toate cele activități întreprinse de către guvern în scopul atenuării crizei pandemice, crizei gazelor naturale, crizei provocate de războiul din Ucraina și nu numai. Aș vrea să menționez aici și asigurarea financiară a celor politici și a celor măsuri pe care le-a întreprins guvernul în scopul majorării salariilor, indexării și majorării pensiilor, diferitor indemnizații, alocații, asigurarea financiară a tuturor acțiunilor și activităților ce țin de asigurarea instituțiilor cu resurse energetice pentru perioada anului 21, sfârșitul anului 21. În acest scop, Ministerul Finanțelor, în primul rând, a întreprins acțiuni în vederea stabilității bugetului public. În acest scop, chiar de la începutul mandatului, a reluat acel dialog cu partenerii de dezvoltare. Astfel, a fost negociat chiar în anul 2021, a fost negociat și semnat un nou program cu Fondul Monetar Internațional pe o durată de 40 de luni, în valoare de peste 558 de milioane de dolari. În contextul crizei energetice au fost negociate și convenite condițiile pentru majorarea accesului la finanțare în cadrul programului existent cu circa încă peste 257 milioane de dolari. De asemenea, s-a reușit accesarea
asistenței macrofinanciare de la Uniunea Europeană și Banca Mondială, alți parteneri de dezvoltare cu peste 500 de milioane de euro. Au fost semnate în această perioadă peste 30 de acorduri cu diferiți parteneri de dezvoltare. De asemenea, în această perioadă au fost întreprinse un șir de acțiuni, activități în domeniul achizițiilor publice, care au condus la soluționarea unor șir de probleme care au apărut ca urmare creșterii prețurilor la combustibil, materiale de construcție, produse alimentare. În acest scop au fost modificări, s-a intervenit în cadrul normativ, au fost făcute diferite modificări, a fost acordat suport metodologic tuturor autorităților contractante. De asemenea, în acest domeniu au fost întreprinse măsuri de prompte și de urgență în vederea deschiderii și asigurării funcționării cât mai urgente și cât mai rapide a centrelor pentru refugiați. A fost, în contextul crizei refugiaților, a fost gestionat și a fost deschis și se gestionează în continuare contul trezorial de donații pentru refugiați. Dumneavoastră cunoașteți cu toții toate deciziile de alocare a resurselor din acest cont au fost prin și sunt prin deciziile Comisiei Situațiile Excepționale. Aceste decizii sunt publice, sunt transparente. Pe site-ul Ministerului Finanțelor este informația actualizată la zi, unde se vede fiecare alocare, pentru ce se alocă banii și cui se alocă banii. De asemenea, în această perioadă s-a lucrat și a fost definitivat, aprobat codul VAMAL, armonizat la standardele europene. Acum se lucrează asupra elaborării cadrului normativ secundar de punere în aplicare a acestui cod VAMAL. De asemenea, dacă să mă refer la serviciul VAMAL în acest context, în această perioadă cu colegii de la Ministerul de Interne și cu partea română, colegii de la autoritățile VAMALE din România, s-a lucrat la întreprinderea unui șir de acțiuni în vederea fluidizării traficului transfrontalier la punctele de trecere a frontierei de stat. De asemenea, în anul 2022, salariul în activități, sau au fost întreprinse activități ce țin de domeniul salarizării. Au fost întreprinse un șir de acțiuni și la sfârșitul anului 2021 în domeniul salarizării, când au fost majorate salariile pentru unele categorii și valorile de referință pentru toți bugetarii. Actualmente, salariul minim în sectorul bugetar a crescut de la 2200 la 3100 și 3500 respectiv. Actualmente se lucrează la un șir iarăși de măsuri în domeniul salarizării pentru până la sfârșitul anului, iarăși bugetarii vor simți acele majorări de salarii din septembrie. Din septembrie, da. Activitățile prioritare acum, la moment, a Ministerului Finanțelor sunt focusate spre identificarea și asigurarea financiară a acelor măsuri de politici ce ar asigura implementarea și acelui program de acțiuni pentru perioada rece a anului, asigurarea financiară a măsurilor ce țin de majorarea salariilor pentru funcționari și acelor prestații de sociale pentru pensionari și celelalte categorii și lucrăm asupra proiectului de buget pentru 23. Cam succint, vă mulțumesc. Cam deci, până la sfârșitul lunii venim cu rectificarea bugetului de la 1 septembrie. Corect? Și o să fie anumite creșteri despre care am vorbit deja în spațiu public de la 1 septembrie și o să venim cu ajutor ca să ajutăm oamenii în această perioadă de iarnă. Dar noi avem și niște probleme sistemice. Iată legea 270 cu privire la sistemul unic de salarizare în sectorul public, avem discrepanțe salariale foarte mari. Și noi știm că anumite persoane pleacă dintr-o instituție în alta pentru că există sau sporuri, fie sunt anumite diferențe create de instituțiile subordonate sau instituții publice, deci o altă modalitate de organizare a instituțiilor. Ce facem cu această lege și cum facem să nu existe discrepanțe? Când o să putem veni cu un sistem nou? Pentru că noi în septembrie o să venim din nou cu anumite corectări, o să venim cu urgențe, acolo unde nu există capacități sau acolo unde oamenii au nevoie de această compensare a pierderii puterii de cumpărare,
dar avem nevoie și de o soluție sistemică. Când ea va fi gata? Da, doamna prim-ministru, corect ați menționat, acum, în luna septembrie, venim cu unele corectări, rectificări a legii actuale 270. Este în proces de evaluare a tuturor fișelor de post pentru sectorul bugetar. Suntem la o etapă avansată a modificării, a actualizării acei legi a salarizării, care va permite de a avea o lege salarizare echitabilă, echilibrată pentru tot sistemul bugetar. Suntem în proces de evaluare și a impactului și a constrângerilor financiare bugetare pentru următorii ani, odată cu, cu adoptarea și punerea în aplicare a noilor prevederi cu care avem de gând să mergem. Proiectul de lege de actualizat a legii salarizării considerăm că va fi și credem să fie pus în aplicare de la 1 ianuarie, dar o să mergem cu acest proiect odată cu proiectul de buget pentru 23. Se meargă la pachet cu politica fiscală, legea salarizării și proiectul de buget. Vă mulțumesc! Domnul Budeanski va reveni din concediu cu forțe noi, eu sper. Eu am fost ministru finanțelor și știu cât de greu este să vii cu mai multe modificări a bugetului, să gestionezi bugetul țării într-o perioadă de incertitudine, să gestionezi corect toate procesele. De aceea știu că povara este foarte mare pe Ministerul Finanțelor, dar totuși, până la sfârșitul lunii, să avem această rectificare bugetară, să o consultăm în mod adecvat și, în același timp, până la sfârșitul lunii, vreau să văd politica fiscală. Pentru că agenții economici așteaptă, ei au nevoie de predictibilitate. Încă o dată spun, contez pe forțele noi a domnului ministru să impulsionăm aceste procese. Mersi mult! Ministrul Sănătății, doamna Nimerencu, vă rog. Doamna prim-ministru, colegi și stimați cetățeni, întotdeauna, în oricare țară, orice sistem de sănătate, cetățenii își doresc să aibă un acces cât mai mare la servicii medicale calitative și acest sistem trebuie să fie croit pe necesitățile reale ale cetățenilor, ori aceasta ar însemna acces la instituții moderne, infrastructură puternică, echipamente noi, moderne și, desigur, cadre medicale. Din câte ne aducem aminte, atunci când am venit la guvernare, sistemul sănătate era cel mai obosit, deoarece avea în spate aproape deci un an jumătate deja de pandemie. Și primul lucru care trebuia să-l facem de urgență era să intervenim într-o gestionare continuă a crizei pandemice. Deci, pentru început, am completat componența nominală a CNESP-ului cu medici până la 50%, am majorat capacitatea de testare cu teste antigen, astfel asigurând un acces nelimitat a cetățenilor, pacienților, suspecților la teste COVID în oricare instituție medicală, inclusiv pe ambulanță, și crescând această capacitate de 3 ori zilnic. Am creat un serviciu de monitorizare la distanță a pacienților cu COVID-19, alcătuită din echipe de voluntari de la anul 6, Universitatea de Medicină și Farmacie. Astfel, aceasta a permis atât în valul din toamnă cât și iarna să monitorizăm până la 3-4 mii de pacienți de la distanță. Am realizat un șir de campanii de mobilizare și informare în situație pandemică, inclusiv mobilizarea pentru o vaccinare mai bună. Am pus în aplicare împreună cu Agenția de Guvernare Electronică din 15 octombrie certificatul COVID și doar la 15 noiembrie deja era echivalat de Comisia Europeană și recunoscut la nivelul țărilor UE. Am omologat și înregistrat în sistemul nostru informațional absolut toate certificatele de vaccinare care au fost emise de alte entități de peste hotare. Am dezvoltat de asemenea împreună cu colegii de la Guvernare Electronică fișa epidemiologică electronică online, care a fost pusă
în funcțiune din 5 octombrie pentru toți pasagerii care traversau frontiera, am putut achita toate datoriile pentru anul 2021 pentru indemnizațiile pentru personalul medical care s-a infectat la locul de muncă și am păstrat această indemnizație și pentru perioadele ulterioare. De asemenea, am diminuat tariful pentru testarea PCR de la 750 la 300 de lei, ce a indus o micșorare a acestui tarif, inclusiv și în domeniul privat. Am extins în continuare rețeaua de laboratoare de diagnostic prin metoda PCR și în CSP-urile din Soroca, Edines, Căușeni, Comrat. Am implementat un sistem informațional la laboratoarele ANSP. De asemenea, am avut și noi o misiune internațională organizând și delegând pentru 4 săptămâni în noiembrie 2021 în România 2 echipe de intervenții din 42 de medici și asistente medicale în Spitalul Modular Lescan Iași și am realizat pentru prima dată metoda de secvențiere a virusului COVID-19. De asemenea, am adus foarte multe vaccinuri în țară și teste. Cel mai important ce se așteaptă oamenii, după cum am spus, este creșterea la servicii medicale și am lărgit semnificativ spectrul de servicii și dispozitive medicale. De asemenea, am avut intervenții prin modificarea programului unic de asigurări obligatorii de asistențe medicale și aici am avut un set larg de servicii noi, ceea ce ține de servicii de anestezie, protezări oculare, testări citogenetice și multe alte intervenții în domeniul oncologic. De asemenea, am revizuit setul de valori relative care e aplicat în sistemul DRG de finanțare, care nu a fost atins din anul 2013. Am identificat resurse suplimentare pentru ca să facem mai multe investigații în sistemul de asigurări medicale, investigații de înaltă performanță, rezonanță magnetică, tomografie computerizată pentru pacienții cu patologie oncologică, ceea ce a putut să elimine rândul de așteptare pentru aceste investigații în mediu de la 45 de zile la 5 zile. De asemenea, pacienții oncologici pot beneficia de proteze atât după intervențiile legate de formațiunile maligne, cât și benigne și, de asemenea, am majorat numărul de servicii de intervenții timpurii la copii chiar în luna aceasta și lărgit spectrul de servicii oftalmologice. Pacienții pot măsura capacitatea de intervenții a unui sistem de guvernare atunci când au acces liber, gratuit sau cu o coplată mică la mai multe medicamente, deoarece medicamentul, de fapt, este relația lor directă cu sistemul medical și cât anume poate statul să preia prin acest sistem de asigurări. Astfel, chiar din toamnă, pentru ca să mergem la următorii pași, am actualizat la o distanță de 10 ani, deoarece din 2011 nu a mai fost actualizată lista medicamentelor esențiale, deși Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca fiecare țară să-și actualizeze această listă odată la 2 ani, deci care a dus la modernizarea ei și am putut astfel să o utilizăm pentru achizițiile de medicamente și formularul farmacoterapeutic național. De asemenea, a fost simplificată toamna metoda de compensare a medicamentelor din fondul de asigurări obligatorii de asistență medical, utilizându-se un singur plafon de compensare, care a dus la reducerea semnificativă a cuplății cu 40% și creșterea cu 30% a numărului medicamentelor gratuite. După aceasta am extins lista medicamentelor compensate și am schimbat metoda de compensare a medicamentelor, trecând la mecanismul de negociere și în acest sens în aprilie am aprobat 3 hotărâri de guvern. Deci astfel, acest mecanism care este aplicat în toate țările europene este unul flexibil, viabil, care a simplificat toate procedurile și permite economisirea surselor financiare. Astfel, astăzi avem pacienții cu diabet zaharat care din 1 iulie sunt asigurați gratuit cu acces la 7 denumiri comune internaționale de analogi de insulină. De asemenea, au primit acești pacienți, deci și este vorba de un grup de 120.000 de pacienți
pacienți care au astăzi acces la teste și lanțete pentru monitorizarea glicemiei, de asemenea un alt grup mare care au acces gratuit la colectore pentru stome intestinale și urinare, de asemenea pacienții care primesc îngrijiri paliative au primit pentru acces la medicamente gratuite în condiții de ambulatorii la domicilii la 11 denumiri comune internaționale și circa 20 de alte medicamente din lista existentă au fost completate cu alte doze și forme farmaceutice. De asemenea, este foarte important să modernizăm și acesta este un deziderat al Ministerului Sănătății, modernizarea instituțiilor, iar când ne referim la echipamente, este vorba cu ajutorul donatorilor străini, partenerilor internaționali, am procurat și am instalat un secvențiator de ultimă generație pentru identificarea variantelor de mutație a virusului SARS-CoV-2, care au putut deja să fie realizate undeva peste 200 de secvențieri. A fost instalat și pus în funcțiune accelerator linear pentru tratament radioterapeutic, care a fost procurat încă în perioada guvernului Sandu și tot noi a trebuit să-l instalăm peste 2 ani, la 2 ani de distanță. De asemenea, am identificat resurse financiare de la parteneri străini și se află în proces de achiziție un nou radio nuclear, deoarece avem un rând mare de așteptare și este necesară asigurarea cu acest echipament. Au fost procurate 2 mamografii digitale și sunt instalate în prezent pentru Institutul de Oncologie și Spitalul Clinic Republican Bălți. De asemenea, avem la Agenția Națională de Sănătate Publică instalat un mass spectrometru mal de TOFI pentru ca să diferențiem rapid microorganismele și să apreciem într-un ritm de câteva ore sensibilitatea la antibiotice. De asemenea, am modernizat la Agenția Națională de Sănătate Publică depozitul național de vaccinuri, care a fost, de asemenea, asigurat cu 2 camere de congelare cu temperaturi foarte joase. De asemenea, 11 generatoare automate pentru centrele de sănătate publică din teritorii, de asemenea, vehicule frigorifice care ar putea să deplaseze vaccinurile de la depozitul central către teritorii, 241 de echipamente, de asemenea, frigorifice în asistența medicală primară și zilele trecute, de asemenea, am asigurat centrele de sănătate publică din teritorii cu 15 automobile noi care vin să asigure această mobilitate a echipelor de sănătate publică. De asemenea, am, prin intermediul proiectului CEB, am recepționat 30 de ambulanțe noi care au fost distribuite mare majoritate în zona rurală. Au fost scoase de pe linie toate ambulanțele vechi de tip UAS și ne propunem să asigurăm până la sfârșitul anului alte 172 de ambulanțe care ar însemna reînnoirea a 40% a întregului parc de automobile sau 95% din cele care sunt active permanent pe linie. De asemenea, ne propunem, am restructurat absolut toate proiectele pe care le avem, atât a Băncii Mondiale cât și CEB. De asemenea, am discutat cu partenerii internaționali și am inițiat sau sunt în proces de desfășurare un șir de licitații care vin să propună o modernizare rapidă a întreg sistemului de sănătate. Asta înseamnă unități de stații de producere a oxigenului medical, analizatoare automate a gazelor și electroliților în sânge, sisteme de sterilizare cu capacități mari și mici, nouă tomografie computerizate pe toată țara, angiografii, rezonanțe magnetice. Aceasta va atinge absolut toate instituțiile medicale, atât republicane, municipale, cât și raionale. Deci este important ca aceste echipamente să ajungă acolo la cetățeni. Desigur, am avut și multe alte intervenții care țin de modificare regulamentelor existente, protocoalelor, ghidurilor, nu o să mă opresc la aceasta. Modernizăm infrastructura și mergem în pas cu programul stabilit cu referire la construcția celor 2 spitale noi în Bălți și Cahul. De asemenea, se finalizează reconstrucția unității de primire urgențe la Institutul de Medicină Urgentă, cât și am inițiat deja reconstrucția
la Spitalul Bălți a OPU-ului. Deci am avut darea exploatare, ați văzut, a unor secții care nu au fost modernizate pe parcursul ultimelor 40 de ani și este vorba de Institutul Mamei și a Copilului, de Centrul Perinatologic Bălți și de asemenea multe alte instituții în care au fost efectuate reparații. Am gestionat încă o criză pe lângă criza pandemică și mă refer la toate problemele de sănătate care au revenit din criza refugiaților urmare războiilor din Ucraina și am putut și putem să acordăm asistență gratuită cetățenilor care au probleme de sănătate, de asemenea să identificăm și să organizăm centre și celule rapide de evacuare a pacienților. De asemenea, avem foarte multe politici pe care le dezvoltăm. Am aprobat foarte multe programe naționale, lucrăm asupra și propunem acum strategie națională de sănătate. Avem o conlucrare foarte bună și mulțumesc pe această cale tuturor partenerilor externi, ambasadelor diferitor state în Republica Moldova, care ne-au ajutat și vreau să menționez ultimele proiecte pe care le-am avut cu polonezii, cu prima tranșă de 1,5 milioane de milioane de euro pentru Institutul Mamei și Copilului, 8 milioane de euro de la guvernul Japoniei, care vine iarăși să fortifice 5 instituții de forță și multe alte proiecte. Aș putea să povestesc despre sistemul de sănătate ce am făcut foarte mult timp, sigură, dar vreau Mirenco să închei pe o notă foarte pozitivă, fiindcă am muncit la acțiuni care le putem culege rezultatele astăzi. La unele le vom avea mâine, deoarece suntem în proceduri de achiziții, de asemenea construcție de spitale, modernizarea infrastructurii, reparația centrelor de sănătate publică absolut în toate teritoriile, dar vreau să împărtășesc o experiență pozitivă care nu s-a mai întâlnit în ultimii 12 ani și acestea sunt rezultatele de la admitere de anul acesta de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, în care pentru toate locurile, inclusiv buget cât și contract, a existat un concurs nemaipomenit, pentru prima dată întâlnit. Deci la locurile bugetare a existat unele facultăți cu un concurs de 51 de candidați pe un loc, iar cel mai mic concurs a fost la facultate care înainte nici nu putea să-și acumuleze numărul necesar, iar acum și acolo a fost un concurs până la 1,5. Am avut specialități cu 14 candidați pe un loc, cu 3, cu 5,6 și vom avea din 1 septembrie să intre în pregătire 1060 de viitori medici, dintre care 460 din contul finanțelor bugetare și eu cred că acesta este unul din cele mai frumoase rezultate, este speranța tinerilor într-o țară cu viitor și dorința lor de a rămâne acasă și a-și construi țara împreună cu noi. Vă mulțumesc! Într-adevăr, doamna Nimerenco, acesta este indicatorul principal pentru noi. Să avem tineri care vor să rămână acasă. Dar este foarte important să nu pierdem acest potențial care acum mai intră în Institutul de Medicină, să nu pregătim specialiști doar pentru alte țări. Și ați trecut în revistă foarte multe acțiuni. În același timp, oamenii se uită după câteva rezultate foarte concrete. Dacă se poate duce cu polița și primi servicii medicale gratuit. Dacă timpul de așteptare pentru a face anumite analize este micșorat. Dacă are acces la medicamente. Ne puteți da câteva exemple concrete de medicamente, să zicem, că foarte mult s-a făcut în domeniul ăsta și cu CNAM-ul și cu Agenția Medicamentului și avem și mai multe celule și avem și scăderi de prețuri și avem mai multe medicamente compensate, dar pentru oamenii cumva abstract. Ne puteți da câteva exemple concrete? Da, doamnă prim-ministru, aveți dreptate. Oamenii percep fiecare prin contactul lor personal cu sistemul de sănătate și unul din scopurile noastre majore este să eliminăm cât mai rapid rândurile de așteptare atunci când este vorba de acces la servicii medicale și, după cum am spus, pentru pacienții primari oncologici deja rândul de așteptare pentru investigație a scăzut în mediu de la 45 de zile la 5 zile. De asemenea, lucrăm acum asupra altor liste de așteptare care mai sunt pentru diferite alte operații
operații planici de protezare, așa cum am eliminat rândul în 2019 de proteze la șold, acum va trebui să le eliminăm, căci el nu mai există, de protezare a genunchiului și mai avem și alte operații planice, dar este foarte important de asemenea accesul la medicamente compensate. Eu, desigur, aici nu voi putea veni cu exemplu de denumire comercială al medicamentului, dar cunoaștem un medicament foarte căutat în perioada când oamenii erau ospitalizați cu COVID, dar și erau valurile acestea puternice din iarnă și din toamnă, când era căutat un preparat anticoagulant, deci cu grație acțiunilor care au fost întreprinse de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, s-au obținut reducerea prețului pentru acest anticoagulant cu 20%, ceea ce este foarte important pentru bugetul unei familii. De asemenea, dacă ne referim la medicamentele compensate pentru diabet zaharat, acest acces este foarte concret, deoarece pacienții care necesită să urmeze tratamentul cu analogi de insulină au acces gratuit la tocmai 7 analogi. De asemenea, ei vor putea să-și ridice aceste medicamente în farmaciile aproape de casa lor, oriunde își doresc. De asemenea, nu trebuie să meargă la medicul de familie, să meargă undeva în sat, dacă ei nu sunt acolo, să depindă cumva de factorul uman, cum o asistentă medicală distribuie, după părerea dumneiei, aceste dispozitive, să le preia așa cum este aprobat în regulament. De asemenea, preparatul, sunt foarte multe denumiri comerciale a acidului acetil salicilic pe care îl primesc aproape toți pacienții care suferă de maladii cardiologice. Și aș putea să dau un exemplu cu una din denumirile comerciale care este cel mai des procurat și căutat. Coplata pe care o plătea pacientul era 43 de lei înainte, acum este doar 13 lei atunci când trebuie să-și ridice medicamentul. Mai mult decât atât, atunci când vorbim de dispozitive medicale în diabetul zaharat, noi am oferit gratuit la un producător, acum s-a inclus deja și al doilea producător, iată ce înseamnă concurența sănătoasă, probabil vom mai avea și alții, totodată se oferă dreptul de alegere a pacientului, astfel absolut toate dispozitivele pe piață au compensarea oferită de Compania Națională de Asigurări și ei își pot alege acel dispozitiv pe care și-l doresc cu oarecare coplată. Dacă nu doresc această coplată, atunci pot alege dispozitivul gratuit. Și aceasta este ce trebuie să ajungă, de fapt, la cetățean. Mersi. Și aici vreau să reiterez. Am vorbit de mai multe ori, colegi. Comunicarea este foarte importantă. Trebuie să existe ghiduri pe care oamenii să le înțeleagă. Trebuie să știe oamenii unde să se adreseze, unde să sune. Aici noi încă avem foarte, foarte mult lucru de făcut, pentru că facem luăm aceste decizii, dar până la urmă depinde de implementarea până la fiecare pacient, până la fiecare beneficiar de servicii publice. Vă mulțumesc, doamna Nimerenko. Noi deja suntem la 2 ore și 20 de minute. Vă reamintesc că avem astăzi și Comisia Situații Excepționale. Eu știu că este nedrept pentru miniștrii care urmează, dar eu vă rog să scurtăm intervențiile. Domnul Topal, Ministrul Educației, vă rog. Da, într-adevăr, sunt mai multe ședințe planificate pentru ziua de astăzi. Voi încerca să fiu cât mai succint. Voi începe cu subiectul care este cel mai important pentru majoritatea cetățenilor care au copii în instituții de învățământ. În primul an de mandat am trecut integral un an de studii și la începutul acelui an de studii și guvernul și conducerea țării și-a asumat că dorește să desfășoare acest proces educațional cu prezență fizică și chiar dacă eram în plină pandemie, cu o rată mică de vaccinare în rândul populației, noi am reușit să menținem pe perioada anului de studii precedent prezența fizică în școli. Am avut doar 2 săptămâni de învățământ online, dar în această perioadă scurtă eram mult mai bine pregătiți să facem față acestei situații, cu mai multe dotări în instituțiile de învățământ, cu posibilitatea ca părinții să stea acasă cu copiii în cazul în care erau la muncă și a primit compensații pentru acest fapt. Deci, în acest an de studii am desfășurat și activitățile extrașcolare cu prezență fizică, am desfășurat toate olimpiadele școlare, am asigurat delegarea echipelor la olimpiadele internaționale, avem rezultate frumoase din acest punct de vedere. Pentru prima dată am desfășurat testarea PISA la calculator, iarăși cu prezență fizică. Și în acest context
Iar ulterior, când a apărut și criza refugiaților, din primele săptămâni de aflare a copiilor din familii refugiate pe teritoriul Republicii Moldova, am asigurat accesul copiilor în școli, în grădinițe. În acest context vreau să aduc sincere mulțumiri tuturor cadrelor didactice, tuturor directorilor de instituții de învățământ, angajaților din cadrul organelor locale de specialitate, angajaților din cadrul aparatului central al Ministerului și a instituțiilor din subordine pentru tot efortul depus, dar și părinților și elevilor care au respectat acele cerințe ca să putem asigura procesul educațional cu prezență fizică. Desigur că pandemia și multiple crize ne obligă să desfășurăm activități care să consolideze și să facă mai reziliente sistemele noastre de învățământ. În acest context, Ministerul Educației și Cercetării a scris o aplicație și a obținut un grant de 5 milioane de dolari de la Fondul de Multiplicare al Parteneriatului Global pentru Educație, ca suport pentru realizarea programului de implementare a strategiei de dezvoltare educației 2030, cu accent pe promovarea digitalizării și în sistemul educațional național, dar și creșterea rezilienței sistemului. De asemenea, a fost dublată compensația unică pentru cadrele didactice și de conducere din învățământul general. De indemnizația majorată au beneficiat circa 43.000 de cadre didactice și de conducere, iar în acest scop au fost alocate 172 de milioane de lei. De asemenea, a fost majorat salariul minim până la 3.500 pentru toți angajații instituțiilor de învățământ, inclusiv pentru instituțiile care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică. Ne-am dorit să susținem și aceste instituții, iar pentru ele alocările au fost de circa 82 de milioane de lei. De asemenea, una din problemele care am găsit-o când am venit la minister a fost rata mică de publicare a manualelor școlare, fiindcă erau sub 40% titlurile necesare care sunt în baza noului curriculum. De aceea am elaborat un nou regulament cu privire la selecția și achiziția manualelor școlare care ne va asigura o mai bună verificare a manualelor care ajung în școli și ne-am propus ca în două tranșe mari să ducem toate manualele în școli. Acum sunt în proces de elaborare și achiziționare circa 70 de titluri de manuale, iar următoarea tranșă vom asigura toate manualele care trebuie să fie în instituțiile de învățământ. Pe lângă răspunsurile la crizele și susținerea personalului implicat în sistemul educațional, noi trebuie să facem și acțiuni sistemice care să facă și mai rezilient și mai performant sistemul nostru de învățământ. Prin urmare, am dat startul consolidării sistemului de învățământ superior și cercetării din Republica Moldova prin fuziunea unor instituții de învățământ superior și cercetare. Acesta este un proces foarte complex care încă trebuie să lucrăm mult pentru a duce la bun sfârșit această implementare, dar este prima reformă prin care nu vrem să economisim bani, dar vrem să investim bani pentru a face sistemul mult mai performant. Recent au fost aprobate 312 milioane de lei care au fost alocate instituțiilor de învățământ pentru intervenții menite să îmbunătățească programele de studii, formarea resurselor umane și condițiile din blocurile de studii existente, prin dotarea cabinetelor, laboratoarelor, centrelor de cercetare, altor medii de învățare, să asigurăm o mai bună aliniere a sistemului de învățământ superior la cerințele pieței forței de muncă, precum și să creeze mecanisme care să sporească șansele de angajare a absolvenților în instituții de învățământ superior. Ca rezultat a implementării doar acestor 20 de proiecte, care, suma care a fost anunțată, vor fi dotate 52 de laboratoare și centre de cercetare, 67 de săli de curs și săli polifuncționale și alte spații de instruire, vor fi create 18 centre didactice și de consiliere, iar de aceste investiții vor beneficia peste 20.000 de studenți și circa 1.500 de cadre didactice. La fel cum a menționat și doamna ministru a Sănătății, doamna Nemirencu, admiterea din acest an, primele date care le deținem, noi datele oficiale o să le anunțăm următoarele zile, mâine trebuie toate universitățile să se prezinte la Ministerul Educației și Cercetării datele, dar din primele discuții, din rezultatele preliminare, într-adevăr avem o admitere mult mai bună, în special la universitățile care sunt mai puternice, avem și ne bucurăm foarte mult specialitățile, noi specialitățile viitorului care le-am introdus în acest nomenclator, s-au bucurat de foarte mare popularitate în rândul candidaților la, și la Universitatea de Stat de Moldova, și la Universitatea Tehnică, și la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. De aceea, interesul tinerilor de a îmbrățișa profesii, chiar și dacă vorbim de profesii noi, a fost unul major, iar în următoarele zile vom comunica mai multe date la acest aspect.
Pe această reformă sunt mai multe lucruri de făcut. Noi vom elabora program național din domeniul cercetării și inovării. Pentru perioada 2024-2027 vom moderniza sistemele de finanțare atât învățământul superior cât și a sistemului de cercetare, astfel încât să avem condiții mai bune atât pentru cadrele didactice cât și pentru studenți de activitate în cadrul acestor instituții. În învățământul profesional tehnic a fost aprobată legea cu privire la învățământul dual, a fost reglementat statutul părților și actanților implicați în această formă de învățământ. Prin această lege au fost incluse facilități suplimentare pentru mediul economic, compensarea până la 50% din cheltuielile agentului economic suportate pentru organizarea și realizarea învățământului dual. A fost de asemenea majorat quantum remunerației pentru elevii care participă la forma de învățământ dual. De asemenea, cu suportul partenerilor de dezvoltare, implementăm mai multe proiecte în învățământul profesional tehnic. Ultimul acord încheiat este în valoare de 700.000 de euro, iar 500.000 vor fi utilizați pentru finanțarea parteneriatelor dintre agenții economici și instituții de învățământ profesional tehnic, iar 200.000 pentru dotarea de euro pentru dotarea instituției de învățământ profesional tehnic, și anume vine în sprijinul implementării legii învățământul dual. În domeniul tineretului a fost inițiată deja activitatea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor de Tineret, a fost numit directorul, se lucrează deja la elaborarea planului de activitate acestei agenții. Pe domeniul tineretului au fost dezvoltate mai multe proiecte, cele alocate până acum sunt în valoare de 12,7 milioane de lei. 6 milioane de lei a fost date pentru proiecte de tineret finanțate prin granturi nerambursabile în 32 de unități administrativ-teritoriale și beneficiari sunt circa 40.000 de tineri. 2,5 milioane a fost pentru dezvoltarea centrelor de tineret și profesionalizarea lucrătorilor de tineret, alte 1,7 milioane pentru susținerea inițiativelor locale ale tinerilor, 1 milion pentru asistență de activitate de capacitate a consiliilor locale ale tinerilor, iar circa 1,5 milioane pentru implementarea programului Ștefan Vodă, Capitala Tineretului 2022. În domeniul sportului a fost inițiată aprobarea actelor normative prin care ne dorim să dublăm bursele pentru sportivii de performanță. A fost realizată finanțarea de la bugetul de stat a 49 de federații sportive naționale pentru pregătirea și participarea la campionatele europene și cele mondiale, la turneile internaționale și a fost elaborat un nou regulament cadru cu privire la mecanismul de finanțare a federațiilor sportive. Premierea olimpicilor care au adus mai multe rezultate în anul precedent, toți au fost premiați, iar în acest scop au fost alocate circa 19 milioane de lei pentru premierea sportivilor. De asemenea, a fost aprobat recent programul pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova, iar pentru implementarea acestui program pentru următorii 3 ani a fost alocate 14 milioane de lei. De asemenea, așa cum a fost menționat și la începutul ședinței, ne străduim să încheiem cât mai multe parteneriate cu alte țări și cu alte ministere. În acest an am încheiat circa 15 tratate și acorduri de cooperare cu diverse state ale lumii, inclusiv cu Uniunea Europeană, România, Elveția, Italia, Polonia și alte țări. Printre cele mai importante aș menționa aderarea la programul Uniunii Europene Orizont Europa, programul cadru pentru cercetare și inovare, bugetul căruia este de circa 95 miliarde euro. A fost semnat contractul de grant pentru suportul financiar în vederea participării Republicii Moldova la programul Uniunii Europene Orizont Europa 2020, circa 1,1 milioane de lei care deja a fost alocat pentru concursuri de cercetare. De asemenea, protocolul de colaborare pentru următoarea perioadă până în 2025 cu România, Polonia, acordurile privind recunoașterea actelor de studii cu România, Italia și diferite parteneriate în valoare de câteva mii de euro cu donatori, cu partenerii noștri din Germania, Austria și alți parteneri. Mersi. Mersi, domnul Topală. Domnul Topală, părinții erau îngrijorați că odată cu reforma universitară nu va fi clar pentru studenți. Am auzit, iată, despre rezultatele admiterii, primele rezultate, da? Și veți veni săptămâna aceasta cu rezultate adiționale, dar a afectat în vreun fel reforma universităților acești studenți?
Nu, cu studenții care vor învăța în aceleași condiții contractuale, la aceleași programe de studii, doar că la universitățile la care au preluat acele facultăți la care învățau studenții. Deci studenții, părinții nu trebuie să-și facă nicio grijă, studenții vor învăța la universități mai bine dotate, vor beneficia de facilități suplimentare în cadrul universităților consolidate. Domnul Topală, aveți o responsabilitate personală pentru implementarea cu succes acestei reforme importante. Deci noi trebuie să le oferim tinerilor noștri studii de calitate, ei să știe că pot rămâne acasă și pot primi studii de calitate și pot activa și să-și facă o viață cu un potențial împlinit acasă. Și reforma asta este foarte importantă pentru percepția tinerilor despre viitorul lor în Republica Moldova. Corect. Noi dorim să asigurăm tinerilor aici acasă studii de calitate. Noi ne dorim ca tinerii să rămână la noi în țară. Pregătirea cadrelor, atât pentru sectorul public, cât și pentru sectorul economic, este unul foarte important. Noi am demarat prin toate ordinele implementarea hotărârii care a fost aprobată la 13 iulie. Suntem în proces de fuzionare a instituțiilor, monitorizăm îndeaproape acest proces și am spus că el este unul mult mai complex decât fuziunea instituțiilor. Deci toate elementele care vor duce la reforma propriu, deci încheiată, este de lucru și vom monitoriza personal desfășurarea acestui proces. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Spătaru, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, eu cred că noi am putea vorbi cel puțin o oră despre toată munca pe care ați făcut-o în acest an. Trebuie de la bun început să recunosc că sunt de-a dreptul impresionată de performanța dumneavoastră, a ministerului dumneavoastră și felul în care ați reușit să implementați programe complexe care direct afectează cetățeanul, vine să-l ajute prin venituri mai mari sau servicii mai bune. Și eu cred că foarte multă lume știe și apreciază despre lucrul dumneavoastră și a ministerului. De aceea vă rog succint, nu știu dacă o să puteți, dar haideți să încercăm împreună. Voi face și acest efort suplimentar ca să încerc să fiu succint. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, în primul rând, ca să nu uităm, aș vrea să vă felicit pentru inspirația pe care ați avut-o un an în urmă de a recrea Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin separarea de la Ministerul Sănătății și cred că doamna ministru Nemerenco va fi de acord că în timp această decizie s-a justificat pe deplin. Ministerele noastre au fost mult mai eficiente în această formulă și asta ne-a permis să reacționăm rapid în fața crizelor și să creăm mecanisme noi și sustenabile pentru viitor. Pe tot parcursul anului, obiectivele Ministerului Muncii și Protecției Sociale au fost creșterea sustenabilă a veniturilor populației prin pensii și salarii și alte alocații, îmbunătățirea cadrului legal și practic pentru dialogul social și relațiile de muncă și îmbunătățirea asistenței sociale și crearea mecanismelor noi de protecție socială în perioada de criză, cu un accent sporit pe protecția copiilor și familiilor cu copii. O să le iau pe rând, o să încerc să fiu rapid, în domeniul pensiilor. În total, într-un an de zile, pensia minimă a crescut cu 92%, adică aproape de două ori, de la 1188 de lei cât era în august anul trecut, până la 2279 de lei cât este astăzi. De asemenea, am revizuit mecanismul de indexare a pensiilor, astfel încât pensiile mici să crească mai repede decât pensiile mari. Față de pensiile de un an în urmă, pensiile mici au crescut cu 50-70%. Ceea ce este mai mult decât inflația. În rezultat, pensia medie pentru limita de vârstă pentru toți pensionarii a crescut cu aproape 40%, deci mai mult decât inflația față de un an în urmă. În urmă cu un an, pensia medie era de 2271 de lei, iar acum este de 3140 de lei. De asemenea, valoarea alocațiilor sociale de stat pentru persoanele vârstnice, pentru persoanele cu dizabilități, a crescut cu peste 90%. Aproape 77.000 de persoane beneficiază de aceste alocații. Suplimentar, am introdus pensia anticipată pentru carieră lungă, într-o manieră sustenabilă, în jur de 4.000 de persoane au ieșit la pensii mai devreme anul acesta datorită acestui nou mecanism.
De asemenea, am crescut semnificativ și alocațiile pentru veterani și alte plăți sociale. În domeniul relațiilor de muncă, am stimulat creșterea salariilor și am îmbunătățit cadrul legal. La 1 aprilie 2022, salariul minim garantat în sectorul real a crescut cu 20% față de anul precedent, până la 3.500 de lei. De asemenea, în sectorul bugetar, salariul minim a fost crescut într-un an de zile de la 2.200 până la 3.500 de lei, ceea ce înseamnă o creștere semnificativă. Toți acești pași ne permit ca pentru prima dată în istoria acestei țări să avem un singur salariu minim pe țară, să nu mai fie un salariu în sectorul bugetar și altul în sectorul real. De asemenea, am unificat și cadrul legal pentru a negocia un singur salariu minim pe țară, care să fie cât mai apropiat de costul vieții. Am modernizat codul muncii, am reluat activitatea Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective și platformele sectoriale de dialog social. În sectorul de construcții s-a negociat un salariu minim mult mai ridicat decât cel pe țară și aici felicit colegii de la Ministerul Infrastructurii. Am lansat campania Trecem pe Alb pentru combaterea fenomenului muncii la negru și a salarizării în plic. În cadrul campaniei nu doar vom informa, ci și vom implementa mecanisme noi, subvenții pentru munca legală, prin dezvoltarea unui mecanism prin care statul va încuraja companiile care plătesc salariații legal și care cresc salariile angajaților și vom susține tranziția la munca formală în agricultură. Alături de domnul Bolea am dezvoltat un nou mecanism de vouchere pentru asigurarea socială a zilierilor. De asemenea, în ultimii doi ani ne-am învățat că salariații sunt foarte vulnerabili atunci când vin crizele peste noi. Ei sunt cei care în primul rând își pierd sursa de venit. De aceea am creat mecanisme noi, europene, moderne, pentru susținerea salariaților și angajatorilor în perioada de criză. Le-ați menționat la început, este vorba de subvenționarea șomajului tehnic în perioadele de restricții impuse de stat, o subvenționare integrală, nu doar rambursarea unor impozite, cum a fost în trecut. Și de asemenea am introdus mecanismul de program redus de activitate subvenționat, prin care statul plătește 75% din salariul angajaților în aceste situații. Pentru a stimula angajarea persoanelor apte de muncă, am revizuit sistemul de ajutor social, care ținea multă lume dependentă de acest ajutor, oameni apți de muncă, acestor persoane în timp li se va asista ajutorul social sau vor fi condiționați de angajare pentru a primi mai departe ajutorul social. În domeniul asistenței sociale, am vizitat cu regularitate direcțiile de asistență socială pentru a îmbunătăți cadrul legal și practic al acestor direcții care implementează asistența socială. Ei au avut foarte multe provocări în acest an, un aflux masiv de refugiați din Ucraina. Aici o mică paranteză, Ministerul a fost din prima zi implicat în gestiunea creării, coordonării și finanțării centrelor de plasament pentru voluntari. Au fost peste 110 centre de plasament monitorizate de Minister. Am atras și am distribuit ajutoare umanitare, închid paranteza. Au fost multe alte provocări legate de vulnerabilitatea populației în contextul creșterii prețurilor, extinderea numărului de beneficiari pentru ajutorul pentru perioada rece anului, ceea ce a pus o presiune suplimentară pe asistenții sociali comunitari, cu care vom continua să implementăm mecanismele noi create de minister și guvern. În ultimul an, ministerul de asemenea a pus mult accent pe politicile de protecție a copiilor și a familiilor cu copii. De ziua copilului, de 1 iunie, am lansat Programul Național pentru Protecția Copilului pe următorii 5 ani, care prevede crearea și subvenționarea creșelor familiale, majorarea indemnizațiilor și alocațiilor pentru copii, formarea specialiștilor în protecția drepturilor copiilor, un nou sistem informațional pentru protecția copiilor și așa mai departe, multe servicii pentru copii. Avem o politică foarte ambițioasă pentru a ajuta familiile cu copii și în acest sens vreau să vă anunț că, conform ultimelor date de la Casa Națională de Asigurări Sociale, pentru prima dată în ultimii ani, în prima jumătate a acestui an, s-au născut mai mulți copii decât anul trecut, cu 1,1%, ceea ce nu s-a întâmplat, chiar în contextul crizei, chiar în contextul acestor tulburări în societate, totuși oamenii își recapătă încetul cu încetul încrederea în viitor și se nasc copii. Poate că oamenii au stat acasă în timpul COVID-ului și au făcut copii, dar asta este altceva. Săptămâna trecută am lansat un amplu program de sprijin pentru copii în parteneriat cu UNICEF, care ne va permite să acordăm sprijin pentru familiile cu copii în valoare de 4.000 de lei pentru 25.000 de beneficiari, să angajăm 900 de asistenți personali noi pentru copii cu dizabilități severe, să suplimentăm alocațiile pentru copii plasați în serviciile de tip familial și tutelă pentru 1.500 de persoane și vom continua să dezvoltăm, așa cum am spus, creșele, etichetele de creșă și alte
și alte mecanisme necesare pentru familiile cu copii mici. O altă provocare majoră cu care ne-am confruntat în ultimul an a fost creșterea costului energiei. Aici ministerul nostru a preluat o funcție nouă, cea de a compensa și de a ajuta familiile vulnerabile din punct de vedere energetic. Pentru a atenua costurile ridicate, am oferit compensații pentru facturile de gaz și căldură, am menținut un tarif rezonabil în perioada de iarnă, în iarna trecută, am reacționat rapid și am oferit cel mai mare volum de compensații din istoria țării și acest proces a fost gestionat de ministerul nostru. Banii, dacă nu este clar unde au mers banii exact. Despre care a vorbit Ministerul Finanțelor. Iată, aici am putut ajuta oamenii. Aici am putut ajuta oamenii, exact cum spuneți, doamna prim-ministru, datorită credibilității noastre pe plan extern, pentru că 60% din valoarea compensațiilor de anul trecut a fost finanțată inclusiv datorită suportului bugetar oferit de Uniunea Europeană, în valoare de 60 de milioane de euro. Anul acesta, de asemenea, vom avea sprijin din partea comunității internaționale. Ne-am preocupat, de asemenea, de păturile vulnerabile care nu se încălzesc cu gaze naturale sau cu energie termică și am crescut ajutorul pentru perioada rece anului cu 40%, de la 500 la 700 de lei. Am crescut semnificativ și pragul de venit pentru accesul oamenilor la acest program, astfel încât am extins numărul de beneficiari până la 230.000 de familii. Pentru iarna următoare am pregătit un nou mecanism de distribuție echitabilă a compensațiilor la energie, am creat fondul de reducere a vulnerabilității energetice, acum pregătim sistemul informațional și domnul viceministru Țurcan este și dumnealui implicat. Acest sistem informațional va fi lansat în octombrie și în el vom colecta date pentru a oferi iarna următoare compensații direct în factură, cum a fost și iarna trecută, dar pe niște criterii mult mai echitabile, în funcție de dinamica prețurilor la energie. Deci foarte multe activități și mulțumesc echipei Ministerului și colaborării tuturor celorlalte ministere. Vă mulțumesc, domnul Spătaru. Încă o dată, ați făcut o treabă extraordinară. Pe lângă toate cele care le-ați menționat, știu că ați făcut reorganizări, aveți planuri de a schimba total modul în care se oferă serviciile sociale, de exemplu. V-a mai rămas să vă ocupați de sistemul de evaluare a vitalității și gradele de disabilitate. Aici mai este un pic de muncă, dar sunt sigură că veți reuși și aici. Am o singură solicitare. Acest fond de reducere a vulnerabilității energetice, fiecare va trebui să se înscrie, să prezinte date. Noi trebuie să comunicăm foarte bine. Ce se cere de la om? Este adevărat. Chiar săptămâna trecută am fost în patru raioane și am discutat cu șefii direcțiilor de asistență socială din toate raioanele din țară și i-am anunțat că în lunile octombrie și noiembrie asistenții sociali vor fi implicați în procesul de susținere, de asistență a persoanelor ca să se înregistreze în acest sistem informațional. Va fi un proces foarte simplu, va fi o pagină pe internet în care oamenii își vor declara tipul de încălzire, componența familiei și își vor declara identificatorul locului de consum în care consumă energie electrică, energie termică și gaze naturale, astfel încât noi să putem oferi compensațiile, iarăși direct în factură ca anul trecut, în funcție de gradul de vulnerabilitate. Deci oamenii se vor înregistra pe această platformă, platforma va calcula în funcție de datele pe care le va acumula, va calcula categoria de vulnerabilitate și compensațiile vor fi oferite în funcție de categorii. Dar vreau să specific aici, este important, scopul acestui mecanism nu este de a exclude oamenii din sistem. Deci noi am spus că vom acorda compensațiile țintit, dar vom acorda în funcție de preț la marea majoritate a populației. Deci oamenii nu trebuie să-și facă griji că nu vor primi compensații. Bine, cei care sunt bogați și își pot permite, și bineînțeles, aici, cu excepția celor care sunt deosebit de bogați. Oameni de afaceri de succes sau oamenii pe care i-a menționat domnul Litvinenko mai devreme. Da. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Spătaru. Domnul Prodan, ministrul culturii, trecem la dumneavoastră. Avem și aici anumite programe noi, eu sunt sigur că le puteți prezenta și succint și interesant. Vă rog. Succint, în primul rând, doamna prim-ministru, stimați colegi, stimați cetățeni.
În vremurile deosebit de grele, desigur, cultura suferă cel mai mult, dar cu siguranță nu trebuie să lipsească. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc și eu și să remarc inspirația care am avut-o toți și dumneavoastră în primul rând și guvernarea un an în urmă de a separa ministerele. În condițiile separării, după cum țineți minte, Ministerul Culturii a preluat cele 6 unități de personal pentru a începe activitatea, deci putem vorbi de un minister absolut nou. La ora actuală avem 35 de unități și nu ne vom opri aici, pentru că de numărul persoanelor în minister, desigur, depinde foarte mult. Echipa înseamnă performanță și utilizarea banului public într-un mod cât mai eficient. Ministerul Culturii are în gestiunea sa 3 domenii principale de activitate. Mă refer la arte și industrii creative și aici, în primul rând, vorbim de oameni, de artiști, de colective, de oameni de cultură în întreaga țară. A doilea domeniu este patrimoniu și a treilea, turismul. În domeniul arte și industrii creative, aș vrea să remarc câteva inițiative legislative care s-au fructificat în aprobarea unor modificări legislative și, în primul rând, la inițiativa tinerilor deputați din Parlamentul Republicii Moldova, care au venit cu inițiativa înființării programului voucherului cultural, a fost modificată legea culturii. Voucherul cultural pentru tineri înseamnă că toți tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani vor primi un voucher de 1000 de lei pe care timp de un an vor putea să-l valorifice prin accesul la produsul cultural de înaltă calitate. Mă refer la spectacole de teatru, concerte muzicale, muzee, dar și procurarea de carte în librăriile naționale. Cu această ocazie, deci acum Ministerul se află în plină elaborare a regulamentului acestui voucher cultural. Împreună cu domnul Țurcanu suntem în plin proces de identificare a mecanismului de utilizare a acestui voucher pentru ca să ajungă această posibilitate, această ofertă, această deschidere, să ajungă la toți tinerii din Republica Moldova, chiar și în cele mai îndepărtate sate, prin intermediul procesului digital, pentru că astăzi digitalizarea trebuie și ocupă, de fapt, un rol extrem de important în toată viața socială în Republica Moldova. Deci se elaborează acest voucher, funcționarea acestui voucher cultural, pentru care în acest an deja sunt prevăzute în bugetul Ministerului Culturii 10 milioane de lei, dar vreau să menționez pentru anul viitor, estimăm de la 30 până la 45 de milioane în funcție de numărul de tineri care vor împlini vârsta de 18 ani. Este o cale de a-i apropia de cultură și de a le da un motiv în plus de patriotism și de a-și construi o viață aici, în Republica Moldova. Cu ocazia amendării acestei legi a culturii, ne-am dat seama, am descoperit prin surprindere, surprins și noi, că de fapt în niciun act legislativ nu figurează noțiunea de casă de cultură. Iată că în sfârșit, după atâția ani de vorbă în jurul caselor de cultură, am introdus această noțiune în legea culturii pentru a putea elabora regulamente de funcționare, pentru a putea elabora metodologii. Și vreau să vă spun, doamna prim-ministru, că vizitând regiunile, plecând în teritoriu, de fiecare dată întâlnindu-mă cu oamenii de cultură din teritoriu, s-a remarcat un singur lucru, restabilirea conexiunii cu Ministerul Culturii. În urma procesului de descentralizare, care nu a fost dus până la capăt, s-a rupt această legătură și deci un schimb de energie și de finanțare din partea Ministerului Culturii, practic, din punct de vedere legal, este blocat în acest moment. Deci avem de lucru foarte mult în privința caselor de cultură și de descentralizarea culturii pe adevăratelea, nu doar a finanțelor și a atribuțiilor. Un pas important care s-a făcut a fost făcut în domeniul cinematografiei. A fost modificată regulamentul de finanțarea proiectelor cinematografice. În rezultatul acestor modificări, anul acesta avem un număr excepțional de proiecte care au aplicat la finanțarea
din partea statului și aici trebuie să remarc că toate aceste proiecte sunt din sectorul privat. Peste 48 de proiecte au aplicat la concursul cinematografic, astfel încât putem conta că peste un an, doi, vom avea o serie de filme care va schimba atmosfera vieții culturale în Republica Moldova și ne va face cu siguranță o imagine pozitivă la festivalurile internaționale de film. Totodată a fost modificată și legea cash rebate-ului, legea atragerii investițiilor străine în domeniul cinematografiei și a fost elaborat un regulament de funcționare a acestei legi. Pentru anul acesta sunt prevăzute 2 milioane de lei, dar nu cred că cu siguranță le vom redistribui, pentru că regulamentul acesta abia intră în funcționare și abia suntem în căutarea de parteneri care vor investi în domeniul cinematografiei. Deci nu doar vom stimula tinerii să se apropie de produsul cultural, anul acesta pentru prima dată în ultimii 10-15 ani statul vine cu un program de susținere a producțiilor noi, teatrale, concertistice, și pentru acest scop sunt prevăzute în bugetul Ministerului 15 milioane de lei pentru acest an. Desigur, ceea ce ați menționat dumneavoastră, sistemul de salarizare necesită o intervenție urgentă și suntem în proces de elaborare unui concept nou de salarizare în domeniul culturii în general, astfel încât acest proces să atingă nu doar artiștii care sunt angajați în instituțiile unde Ministerul Culturii exercită funcția de fondator, ci întreg sistemul cultural, toți oamenii de cultură să aibă acces la susținerea statului, un acces transparent și eficient. Închei aici cu artele ca să am câteva cuvinte și pentru patrimoniu. Un lucru important în domeniul protejării, conservării și valorificării patrimoniului național, desigur, îl joacă legea ocrotirii monumentelor. Aici se dă bătălia cea mare, după cum a spus și domnul Spânu, sunt foarte multe interese și foarte multe lucruri urâte care sunt rezultatul unor șmecherii care au fost întreprinse în acest domeniu. Mă refer la Consiliul Național al Monumentelor Istorice, care a fost reformat și a fost, la moment, activitatea CNMI este maxim de transparent, ședințele sunt transmise online, dar totodată am făcut o analiză amplă a anului 21, a tuturor, a perioadei gri în activitatea CNMI. Am elaborat o analiză amplă care a fost transmisă organelor de abilitate pentru a studia și a întreprinde măsuri de combatere a demolărilor, a intervențiilor neautorizate și a mutilărilor monumentelor arhitecturale. Și pe scurt, domeniul turismului este un domeniu de perspectivă, un domeniu care va asigura locuri de muncă pentru cetățenii noștri, mai ales în satele cu perspectivă de turism, de agroturism. Suntem pe ultima sută de metri de elaborare a Programului Național de Dezvoltare a Turismului, dar publicarea acestui program spre dezbateri publice și spre aprobare necesită mai întâi înființarea Oficiului Național al Turismului și Industriilor Creative. Iată că vom înființa un oficiu care va asigura coeziunea între arte, patrimoniu și turism, turismul fiind, de fapt, elementul, locomotiva care va aduce un flux financiar prin vizitatorii care vor veni în țara noastră, care vor aduce o plusvaloare activității artistice și ne va permite o creștere sustenabilă. Aș vrea să menționez pe ultima sută de metri faptul că în urma reformei educației, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, împreună cu Institutul Patrimoniului Cultural, revin în gestiunea Ministerului Culturii și aici ne așteaptă o reformă serioasă, o conlucrare între instituțiile subordonate Ministerului, cu Academia de Studii, cu Academia și cu Institutul de Cercetări, care împreună vom schimba
paradigma în sistemul culturii în Republica Moldova. Ceea ce s-a făcut mult, dar urmează să se facă mult mai mult, pentru că, de fapt, în perioada acestui an am făcut o radiografiere a întregului sistem, care este, din păcate, este încă debalansat și toate reformele care urmează vor veni să deblocheze activitatea culturală, să vină în ajutorul oamenilor de cultură, să stabilească statutul persoanei lucrătorul în domeniul culturii, artistului, astfel ca și protecția socială să se răsfrângă asupra tuturor oamenilor de cultură în Republica Moldova. Vă mulțumesc, domnul Prodan. Domnul Prodan, eu am o promisiune făcută personal domnului Tudor Gheorghe, care a fost în concert la Chișinău și a vorbit despre Filarmonica Națională. A vorbit despre plăcerea de a da concerte la filarmonică și că speră foarte mult să vină să mai ofere concerte la filarmonică. Eu așa dau ca un exemplu, dar aceasta este important pentru foarte mulți artiști din Republica Moldova. Nu ați uitat care este viziunea dumneavoastră de renovare a acestui edificiu important. Stimată doamnă prim-ministru, Filarmonica Națională este un proiect de suflet, nu doar a Ministerului Culturii, ci a tuturor oamenilor de cultură și a întregii societăți în Republica Moldova. Noi nu vorbim doar de un edificiu, doar de o clădire. Noi vorbim de o clădire a filarmonicii, deci de o acustică, de cerințe acustice deosebite. Această clădire în sine trebuie să fie un instrument muzical. Și aici, desigur, graba nu are loc. Pe durata acestui an, cu toate restricțiile, cu toate problemele care au fost, cu toate reformele care am încercat și continuăm să le implementăm, nici pe o clipă nu am scăpat din viziune ideea construirii unui noi filarmonici în Chișinău. Ce propune Ministerul Culturii la ora actuală? Deci, noi vom anunța un concurs de idei internațional, în luna septembrie, deci nu vom depăși 2 ani de la incendiu, dar cel mai important lucru, vom constitui un consiliu mandatar din artiștii noștri din diaspora, din străinătate, din personalitățile notorii, un consiliu mandatar nu doar pentru deci mediatizarea acestui concurs, ci pentru a ne pune în contact cu oamenii de afaceri, cu persoanele interesate, cu birourile arhitecturale din toată lumea, astfel încât să participe cât mai mulți arhitecți de calitate care au experiență în construcția clădirilor cu cerințe acustice și totodată să facem din asta o mișcare națională. Lozinca din România, când se construia Ateneu, un leu pentru Ateneu, nu era doar din dorința de a acumula bani, era din dorința de a face din construcția Ateneului un proiect de suflet a întregului popor. Fiecare cetățean știa că există o părticică mică și a lui în acest edificiu, în această bijuterie. Ne dorim să construim o bijuterie în Europa de Est, dacă nu în Europa în general, o filarmonică absolut nouă, după cele mai înalte criterii, astfel ca pentru marii muzicieni să fie o onoare să vină la Chișinău să audă instrumentul respectiv sunând în această clădire. Vă mulțumesc, domnul Prodan, spor la muncă și toate aceste idei minunate trebuie realizate în practică cu o implementare foarte strictă. De aceea eu am să continui să presez pe date, să înțeleg că faceți un angajament în septembrie să pornim acest consiliu comanditar. Probabil va fi în apropiere de data acestui eveniment nefast pentru a da o mai mare vizibilitate, pentru a face din asta o platformă de comunicare și de a ajunge la cât mai multe suflete. Mulțumesc! Domnul Bolea, Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, sunteți un ministru nou în guvern, dar din Parlament, fiind șeful Comisiei Parlamentare,
Ați promovat foarte multe din politicile în agricultură în ultimul an. Vă rog pe scurt să ne spuneți care au fost principalele și în special viziunea, cum continuăm mai departe. Mulțumesc, doamnă prim-ministru. Astăzi fac o lună de mandat, când tot guvernul face un an. Da. Eu vreau să spun că după o atentă și muncioasă analiză a agriculturii din Republica Moldova, am tras concluzia că anii în agricultură se împart în ani grei și în ani foarte grei. Prin prisma acestor lucruri, noi, cu preluarea mandatului din toamna anului trecut, PAS, am luat decizia de a schimba paradigma în agricultură, să punem accent, în primul rând, pe om, pe cetățeanul care face aceste afaceri economico-agricole, și nu neapărat să vorbim numai despre tractoare, livezi și pământ, că astea sunt niște active. Și în al doilea plan, deja în calitate de ministru, prioritatea mea numărul unu este ca Ministerul Agriculturii să devină un partener fidel a agricultorilor din Republica Moldova, o portavoce a agricultorilor din Republica Moldova la toate nivelurile, ca noi să putem să dezvoltăm această dimensiune extrem de importantă pentru economia noastră națională. Prin prisma celor spuse mai sus, noi am crescut în acest an, în 2022, în premieră, fondul de subvenționare în agricultură cu 60% și l-am crescut până la 1.750.000.000. Mulțumim Ministerului de Finanțe pentru această susținere. Evident că acest ajutor financiar este extrem de important pentru agricultori și pentru dezvoltarea lor durabilă. La fel, noi vorbim că în acest an de criză globală, regională, au crescut prețurile la motorină și noi cunoaștem că de motorină a importat 65% este consumată de către agricultori din Republica Moldova și iarăși guvernul a venit cu susținerea agricultorilor mici și mijlocii, cu rambursarea sau cu subvenționarea integrală a accizii la motorină consumată de către această categorie de agricultori, iarăși un lucru extrem de binevenit în formarea prețului de vânzare final pentru cei mici și mijlocii. La fel, aș vrea să aduc mulțumiri deosebite Ministerului de Externe, cu care avem o colaborare extraordinară pe materie de promovare a produselor agroalimentare produse în Republica Moldova, diplomație economică, domnului ambasador al Republicii Moldova în România, domnul Chiril, domnului Popescu, Ministrul de Externe, care platforma Ministerului de Externe face o mulțime de măsuri de promovare a produselor agroalimentare și în mod deosebit pentru dublarea cotelor la scutite de taxe vamale pentru 7 produse agricole din Republica Moldova de o importanță majoră pentru promovarea și pentru capacitatea Republicii Moldova de a vinde în Uniunea Europeană și de a descoperi piețe noi. În acest context vreau să mulțumesc și Ministerului Infrastructurii, domnului Spânu, pentru succesul de a liberaliza transportul prin Uniunea Europeană, pentru că în marea sa majoritate, transportatorii care traversează hotar cele 5, astăzi 6 puncte vamale cu România, sunt agricultori care își exportă produsele sale agroalimentare și evident că erau niște impedimente extrem și extrem de mari. Și acum aceste lucruri lipsesc cu desăvârșire. Mai așteptăm și pe demisiunea CSI-ului să anulăm aceste permise de transportări tranzitare și atunci agricultorii din Republica Moldova vor avea cale și drum verde la toate dimensiunile. Pe aceeași dimensiune vreau să mulțumesc direcții vamale cu care am avut o colaborare extraordinară și în premier în ultimii 30 de ani. În Republica Moldova au fost deschise aceste coridoare verzi la vamă și din spusele agricultorilor care se ocupă de exportul de producție pomiculă, niciodată de când se ocupă ei în 30 de ani nu a fost ca ambele vămi să fie trecute de către un transport ușor perisabil, producție ușor perisabilă, de la 4 la 6 ore. Dar absolut niciodată nu a fost acest lucru și iarăși la insistențele Ministerului de Externe, de Departamentul Vamal, toate aceste lucruri au fost posibile și noi mulțumim implicarea tuturor factorilor decizii din Guvernul Republicii Moldova pentru a reuși să facem acest lucru. Iarăși, agricultura este extrem de important și pentru pătrul social vulnerabil, pentru că noi știm că pachetul minim de consum este alcătuit din pâine și multe alte produse agroalimentare produse de către agricultorii și procesatorii din Republica Moldova. Guvernul a extins lista produselor sociale importante cu 30 de tipuri de produse, ce permite controlul mai atent și muncios și reduce posibilitățile speculative de majorări de preț în cazurile când explodează undeva piața și a creat un instrument
eficient de control din partea guvernului a prețurilor la produsele sociale importante. Evident că pe platforma Ministerului se monitorizează din aproape stocurile noastre la produsele agroalimentare. Lucrăm împreună cu Ministerul de Dezvoltare și Digitalizare, anume ca să începem digitalizarea și acestui proces. Sperăm foarte mult în cel mai scurt timp să începem această procedură, care este extrem de important ca datele pe care noi le prezentăm guvernului și deciziile care vor fi luate ulterior în baza lor să fie unele obiective și corecte. În total, vreau să vă comunic, mulțumesc colegi, că Ministerul Agriculturii împreună cu platforma parlamentară, cu Comisia Parlamentară și cu celelalte ministere din Guvernul Republicii Moldova, au fost autori sau coautori la peste 20 de proiecte legislative în toate dimensiunile, inclusiv de la învățământ, mediu, așa că noi suntem multidimensionali și suntem implicați în toate procesele de dezvoltare a Republicii Moldova ca și stat. Domnul Bolea, mersi. Un exemplu de raportare succintă și orientată spre rezultate pentru agricultori, anume pentru cei pentru care noi de fapt lucrăm, adică pentru beneficiarul de servicii publice. Și vă mulțumesc mult pentru aceasta. Două lucruri pe care vreau să le solicit. Dumneavoastră v-ați implicat în îmbunătățirea sistemului de pregătire a cadrelor, a studenților, pentru ca să asigurăm o agricultură performantă. O agricultură performantă se bazează pe oameni cu competență în tehnologii agricole. Și trebuie să mergem înainte cu aceste tehnologii moderne în agricultură. Și dacă ne puteți spune cum putem salva, deci, această ramură de învățământ superior în domeniul agriculturii. Mulțumesc frumos. Eu vreau să spun că dimensiunea învățământului agricol în Republica Moldova în ultimii ani era într-o decădere totală și reforma care a inițiat-o Ministerul Învățământului a venit să rezolve o problemă din punctul meu de vedere imediat. Stoparea decăderii și distrugerii învățământului agricol din Republica Moldova. Lucru care și s-a făcut prin transferarea Universității Agrare a celor trei facultăți la Universitatea Tehnică, după care urmează împreună cu Ministerul Învățământului și Ministerul Agriculturii pe dimensiunea noastră agricolă să consolidăm, să fortificăm aceste instituții, aceste facultăți a instituției de învățământ, construindu-le laboratoare și făcându-le atractive pentru absolvenții din Republica Moldova ca să-și continue cu adevărat studii la aceste facultăți. Astăzi vreau să vă spun că nu există niciun agricultor în Republica Moldova care nu ar conștientiza importanța unui specialist, pentru că multe lucruri, evident, ce se întâmplă prejurul lui, îl depășesc ca și cunoștință. În plus, astăzi tehnologiile sunt de ultimă oră, inclusiv și dronele se folosesc în agricultură și agricultorii, evident, sunt depășiți de aceste tehnologii și noi avem nevoie de un număr foarte și foarte mare de specialiști și avem ferma convingere că în urma reformelor făcute de către Ministerul Învățământului și implicarea și Ministerul Agriculturii în continuare, noi vom reuși să pregătim specialiști pentru dimensiunea agricolă în Republica Moldova cu brio. Mulțumesc. Și o solicitare. Noi nu doar că am crescut fondul de subvenționare, dar și am schimbat regulile de subvenționare. Acum se subvenționează și întreprinderile micro și mici, mijlocii și mari, dar știu că dumneavoastră vreți să mergeți și mai departe și să statul să ofere stimul de dezvoltare, anume pentru domeniile viitorului, să stimulăm procesarea, valoarea adăugată și așa mai departe. Și solicitarea mea este să veniți cu acest concept până la sfârșitul anului. An de an, noi venim cumva prea târziu cu conceptul de subvenționare, pentru că venim la începutul anului, dar trebuie să venim din timp ca agricultorii să-și poată planifica anul. De aceea vă rog până la sfârșitul anului să avem aceste modificări care știu că intenționați să le faceți. Cu siguranță, domnul prim-ministru, și mai mult ca atât, noi în modelul de subvenționare vrem să schimbăm, să începem să subvenționăm investițiile, dar să nu subvenționăm pierderile. Și în acest considerent va fi schimbat paradigma subvenționării Republica Moldova. Mulțumesc! Am mai rămas două intervenții. Doamna Rodica Iordanov, secretar de stat Ministerul Mediului. Vă rog, succint, repet deja de fiecare dată, dar... Da.
Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, dragi cetățeni, din numele Ministerului Mediului, chiar din start vreau să menționez rezultatele care le-am atins în gestiunea resurselor naturale, în special cele transfrontaliere. Astfel, după o pauză de 2 ani, au avut loc ședința moldo-ucraineană privind utilizarea stabilă și protecția fluviului Nistru. În cadrul ședinței au fost puse în discuție probleme actuale din bazin și necesitatea consolidării monitoringului comun, schimbului de date, lichidarea surselor de poluare cu impact major asupra calității apelor. În baza dialogului constructiv care noi l-am avut la acel moment, s-a reușit să fie aprobat studiul de fezabilitate și în baza acestuia studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru construcția stației de epurare a apelor uzate din orașul Soroca, ceea ce reprezintă un pas important în soluționarea unei probleme existente de decenii. Totodată, construcția va fi lansată în anul 2023 și în baza reformei care a avut loc la nivel instituțional, acest proces l-am transmis Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Evident, noi rămânem să lucrăm împreună pe aspectele ce țin de calitatea apelor care intră în sistem și care vor fi diversate. În continuarea soluționării problemelor pe fluviul Nistru a fost finalizat studiul de impact social și de mediu a complexului hidroenergetic nistrean, respectiv acum avem argumente forte în ceea ce ține dialogul cu partea ucraineană și în baza acestui studiu Republica Moldova a ajuns la un numitor comun privind elaborarea recomandărilor de pe marginea regulilor de exploatare a lacurilor de acumulare a nodului hidrotehnic nistrean, printre care sunt și prevederi în vederea asigurării debitului minim asigurat diversat în perioada de secetă, ce nu trebuie să fie mai mic de 100 de metri cubi pe secundă. De ce zic aceasta? Fiindcă chiar astăzi, fiind în plină secetă în Republica Moldova, partea ucraineană se ține de cuvânt și respectă acest debit minim de diversare în perioada de secetă a apelor. Chiar dacă intrările în debit în lacul de acumulare sunt mult mai mici decât ceea ce ne pot oferi. Respectiv, avem o conlucrare, un dialog care nu a mai fost până la momentul de față. Tot vreau să menționez că după o pauză de lungă durată a fost reluat dialogul cu partenerii din România. Am avut vizite în România, la Ministerul Mediului, Pădurilor și Apelor, la Agenția Rom-Silva și la Institutul de Amenajamente Silvice ECAS și în baza acestor vizite avem o conlucrare foarte frumoasă și avem promisiuni pe mai multe acorduri care rămân a fi semnate acum și totodată avem un dialog constructiv pe reîmpădurirea și împădurirea Republicii Moldova. Sperăm că această secetă din vara, toamna anului 22 nu va pune sub mare bătaie acest exercițiu. Vreau să mai atrag atenție și la o altă reușită care am avut-o în acest an și în special am creat pentru prima dată mecanismul de susținere financiară din bugetul de stat a ariilor naturale protejate de stat. Noi am reușit pe parcursul mai multor ani să creăm aceste arii naturale protejate de stat, dar de regulă ele, aceste noi, nu vorbesc de cele vechi care au fost moștenite încă din perioada sovietică, dar aceste noi de regulă erau mai mult declarative decât funcționale. Iată, acum avem, grație suportului din partea Ministerului de Finanțe, 11 milioane alocați pentru dezvoltarea ariilor naturale protejate de stat. La momentul de față, Parcul Național Orhiei este în proces de instituționalizare și elaborarea planului de management. A fost adoptat regulamentul de funcționare a rezervației biosferii Prutul de Jos. În baza acestui regulament am reușit să elaborăm planul de acțiuni pentru restabilirea lacului Beleu, unicul lac natural care îl avem în Republica Moldova și din cauza managementului incorrect care a avut loc pe parcursul multor ani, el este într-un nivel înalt de decolmatare. Respectiv, acum suntem în proces de a lansa acțiunile de decolmatare pentru gârlile lacului Beleu, în special în satele Văleni și Slobozia Mare. Totodată,
grație modificărilor care le-am făcut în cadrul normativ existent în domeniul rețelelor ecologice, suntem în proces de lansare a rețelei Emerald, care de fapt va pune pe aceeași condiții de egalitate siturile naturale de specii și habitate care au, care corespund criteriilor unionale a Uniunii Europene și se regăsesc pe teritoriul Republicii Moldova. Ori, aceasta ar însemna că noi oferim o posibilitate pentru localitățile din Republica Moldova, care se află în preajma acestor situri sau se află nemijlocit în interiorul parcurilor naționale, să se dezvolte pe condiții de durabilitate. Exact ceea ce spunea un pic mai sus domnul Prodan, că vom avea posibilitate să dezvoltăm acel turism la nivel local și vom avea posibilitatea să dezvoltăm localitățile. Deci, Parcul Național Nistru de Jos, care a fost creat exact de ziua mediului în anul acesta, va fi o altă perlă care va duce beneficiu în dezvoltarea localităților din Republica Moldova, fiindcă toate aceste arii naturale au 10-20 de localități în interiorul acestor parcuri naționale și mergem pe aceeași idee și în procesul de reorganizare. Suntem într-un proces foarte intensiv de dialog cu donatorii și în anul 2023 planificăm lansarea încă a două proiecte investiționale pentru aceste parcuri naționale. Dumneavoastră cunoașteți că noi am reușit în anul 2022 să adoptăm legea privind calitatea aerului. Este unul din domeniile care nu a fost reglementat până la momentul de față în Republica Moldova. Tot am lucrat în baza unei legi care era o moștenire din nou din Uniunea Sovietică. Iată, acum avem o lege nouă care va intra în vigoare în 2 ani și în baza acestei legi avem la dispoziție doar numai 2 ani să dezvoltăm rețeaua națională de monitorizare a calității aerului. Este un exercițiu foarte ambițios. Noi am reușit în iunie 22 în municipiul Chișinău să amplasăm prima stații de monitorizare a calității aerului în regim online, ceea ce ar însemna că toată informația vine la laboratorul de referință a Agenției de Mediu, se prelucrează și noi ca cetățeni sau autorități sau reprezentanța mediului de afaceri și academic, putem să folosim aceste date pentru activitățile pe care ne le planificăm. La moment suntem într-un dialog din nou cu partenerii de dezvoltare, inclusiv cu mediul de afaceri ca să extindem această rețea și toate zonele, aglomerațiile unde există business dezvoltat cu emisii în atmosferă trebuie să fie dotate cu astfel de sisteme de monitorizare. Vreau să atrag atenția că o problemă foarte acută pentru Republica Moldova este gestionarea deșeurilor. Din câte cunoașteți, încă în anul 2019, la acel moment, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a semnat un acord cu Banca Europeană pentru Investiții în valoare de 100 milioane euro. Proiectul se numește Deșeuri Solide în Republica Moldova, dar din vari motive progres în realizarea acestui program nu s-au înregistrat. Au fost duse discuții, au fost inițiate elaborări de studii de fezabilitate, dar în majoritatea cazurilor acestea nu au fost duse până la capăt. Iată, în perioada de raportare, noi am reușit să deblocăm situația. La momentul de față, avem reușită pe regiunea de management a deșeurilor numărul 5, include raioanele Ungheni, Nisporeni, Călăraș, unde s-a terminat studiul de fezabilitate, unde populația, autoritățile publice locale și experții au ajuns la numitoare comune referitor la amplasarea acestor zone pentru crearea depozitelor de gestionare a deșeurilor și planificăm în anul 2023 să lansăm deja procedura pentru construcția depozitelor cu toate etapele, ca e de sarcini, concursuri, tendere și tot așa mai departe. Avem reușit și pe alte două regiuni de dezvoltare, în special unul, Cantimir-Cahul, Ceadrlunga, Vulcănești, Taraclia și pentru regiunea numărul 8, Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni, unde studiile de fezabilitate vor fi definitivate și ca rezultat vor fi lansate la fel procedurile de elaborare a caietelor de sarcini și lansarea construcțiilor. Trebuie să atragem atenție că inclusiv experții cât și partenerii de dezvoltare au atras atenție că avem anumite lacune în cadrul legislativ.
Aici suntem în proces de lucru, modificăm legea cu privire la deșeuri, elaborăm metodologia de calculare a tarifelor pentru gestionarea deșeurilor, deja este în proces de consultare la nivel de ministerie și elaborăm o lege nouă privind activitatea de salubrizare ca să nu mai avem acea confuzie între gestionarea deșeurilor și activitățile care trebuie să fie realizate la nivel de autorități publice locale. Vreau să atrag atenție că în regiunile de management a deșeurilor, unde avem progrese, unde studiile de fezabilitate au fost încheiate și unde se lucrează pe ultima etapă în aceste studii, avem o conlucrare fructuoasă cu autoritățile publice locale, ceea ce ne bucură foarte mult. Noi am reușit pe parcursul acestui an să mai avem un rezultat frumos. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine că reforma funciară în Republica Moldova s-a încheiat la începutul anilor 2000 și Republica Moldova a fost declarată începând cu anii 2000 până în 2010-11 țară pilot în gestiunea deșeurilor de substanțe chimice periculoase, cum au fost pesticidele învechite și bifenilii policlorurați de la transformatoarele de curent electric. Dar trebuie să recunoaștem că totuși noi suntem alarmați prin sesizările care vin din teritoriu și de la instituțiile superioare de învățământ și medii de învățământ că se mai identifică stocuri de astfel de substanțe chimice. Noi suntem la momentul de față într-o discuție cu misiunea OSCE în Republica Moldova ca să ne susțină pe implementarea unui nou proiect în colectarea, transportarea și incinerarea deșeurilor în afara țării, deșeurilor despre care am vorbit și chiar acum am încheiat faza 2 de eliminare și distrugerea pesticidelor inutilizabile din regiunea transnistreană a Republicii Moldova și acestea au fost excluse de pe teritoriul Republicii Moldova, incinerate în statele europene. Respectiv, avem și aici sarcini suplimentare. Două secunde. Pe ultima, care este foarte importantă, vreau să atrag atenție că noi am fost foarte ambițioși la începutul mandatului să atragem în conformitate agenții economici și vreau să aduc o mulțumire instituțiilor care din subordinea Ministerului că au reușit pe parcursul anului să ridice cota de examinare a cererilor de conformare a agenților economici la cerințele de mediu în baza solicitării actelor permisive la 20%, ceea ce nu a fost înregistrat pe parcursul anilor până la momentul de față. Ceea ce denotă și o claritate în actele normative care au fost modificate și totodată și interesul agenților economici de a avea o deschidere pe piața europeană din cauza cerințele Uniunii Europene și în condițiile integrării Republicii Moldova sunt destul de dure pe aspectul de mediu și toată lumea care dorește să facă business cu Uniunea Europeană sunt conștienți de faptul dat. Noi avem ambiții și pe programele programele strategice, trebuie să recunoaștem parcursul în anul 2020, foarte multe programe și strategii au fost închise și nu au fost elaborate. Acum, până la sfârșitul anului, venim cu un set de strategii și programe noi pe domeniul mediului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Eu totuși am o întrebare, da, rapid. Aud de la primari despre birocrația în domeniul emiterii actelor permisive, autorizații de mediu și așa mai departe, că noi avem primari foarte activi, da, care sunt gata să lucreze, dar nu trebuie să devenim noi un impediment. Ce se face în acest domeniu? Da, mersi foarte mult de întrebare. Noi la fel cunoaștem de problema care s-a creat. Trebuie să înțelegem că domeniul mediului lucrează pe două segmente la momentul de față. Pe segment de lungă durată, avem legea nouă cu privire la emisii industriale și vom avea un mecanism totalmente nou. Nu vor mai fi autorizații pe fiecare component, dar una integrată și o singură dată se va solicita. Al doilea, pe segmentul de moment, suntem în proces de revizuire a legii cu privire la protecția aerului atmosferic, legea apelor, legea deșeurilor și legea regnului vegetal. Venim, cred că în septembrie,
deja cu modificările pentru a ușura procesul de eliberare a autorizațiilor. Pe de altă parte, noi trebuie să înțelegem că domeniul mediului înseamnă generația viitoare și dezvoltarea țării. Trebuie să fim aici foarte creativi și să găsim echilibru între reducerea birocrației și asigurarea unui echilibru natural. Mulțumesc. Într-adevăr, este greu să lucrez și pe termen lung și să soluționez toate problemele care s-au acumulat pe termen scurt, însă eu vă rog să ne activizăm aici și nu ați vorbit despre procesul de programul de asigurare cu lemne pentru perioada rece anului. Eu vă rog aici să urmărim îndeaproape procesul de implementare pentru ca să nu admitem încălcări și abuzuri. Nu am vorbit aici, fiindcă am lăsat partea energetică mai mult pentru Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Noi suntem în dialog permanent cu ei. Evident că partea de monitorizare pe asigurarea cu lemn de foc pentru populații, noi ne-o asumăm. Avem deja proiectul de ordin al ministrului în baza hotărârii de guvern deja elaborat. Așteptăm aprobarea și punerea în aplicare. Știm că deja atât cetățenii cât și autorități publice locale și întreprinderile silvice s-au activat în baza discuției foarte fructoase care a avut loc vinerea trecută. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Nosatăi, sunteți ultimul vorbitor. Noi ne-am propus să discutăm timp de 2 ore și jumătate. Am depășit deja cu 45 de minute acest timp, dar este important și ce facem în domeniul apărării. Vă rog! Stimată doamnă prim-ministru, stimați membrii guvernului, stimați cetățeni. Rezultatele activității Ministerului Apărării poate nu sunt foarte vizibile, dar ele sunt importante și trebuie să fie resimțite de cetățenii pentru asigurarea unui mediu de securitate și liniște în societate. Pentru aceasta, pornind de la misiunile specifice a Ministerului Apărării, în perioada august 2021 până în prezent au fost întreprinse măsuri în vederea consolidării capacităților operaționale pentru asigurarea funcționalității eficiente a Sistemului Național de Apărare, precum și asigurării mecanismelor de conlucrare între structurile Sistemului Național de Apărare ale statului. Ministerul Apărării a depus eforturi considerabile pentru menținerea capacității operaționale, precum și transformarea, modernizarea mult așteptată a capacităților naționale de apărare. Toate aceste acțiuni au fost întreprinse în scopul dezvoltării capabilităților pentru îndeplinirea misiunilor de bază, așa ca apărarea națională, gestionarea crizelor pe teritoriul național, și participarea la misiunile internaționale de menținere a păcii sau caracter umanitar. La capitolul continuarea procesului de transformare și modernizare a sectorului de apărare, Ministerul Apărării a continuat procesul de reorganizare a Armatei Naționale. În perioada respectivă au fost desfășurate evaluarea capacității de apărare și fundamentarea viziunii strategice de dezvoltare a Armatei Naționale cu priorități pentru perioada anilor 2022-2025. În acest context, au fost demarate procesul de ajustare a structurilor într-o asigurare a funcționalității instituționale și eficientizării folosirii resurselor disponibile. La capitolul intensificarea cooperării, contribuției Republicii Moldova la asigurarea păcii și creșterea credibilității statului ca furnizor de securitate, Ministerul Apărării a continuat asigurarea participării contingentelor naționale la misiunile internaționale sub egida Organizațiilor Națiunilor Unite și Uniunii Europene. Totodată, începând cu 15 august curent, militarii moldoveni vor participa în cadrul misiunii Organizației Națiunii Unite de menținere a păcii din Republica Libaneză, în misiunea Forța Internațională a Națiunilor Unite din Liban. De asemenea, am început negocierea cu Uniunea Europeană privind participarea la misiune din Bosnia și Herțegovina și am pregătit un contingent de geniști pentru posibilă detașare în Ucraina pentru misiuni umanitare de deminare. În ceea ce privește dezvoltarea relațiilor de cooperare cu organizațiile internaționale de profil și instituțiile de apărare ale altor state, Ministerul Apărării a concentrat efortul spre consolidarea cooperării cu partenerii externi prin valorificarea parteneriatelor externe orientate spre dezvoltarea Armatei Naționale și stabilirea parteneriatelor noi în raport cu interesul național, având la bază principiile constituționale. Relansarea cooperării bilaterale cu instituțiile de apărare din statele vecine și statele membre ale Organizației
Uniunii Europene și NATO a constituit un obiectiv important realizat în perioada 2021-2022. Urmarea acestor discuții, mai multe țări au alocat resurse și materiale prin diferite programe bilaterale sau prin prisma platformelor Uniunii Europene și NATO pentru dezvoltarea capabilităților militare și modernizarea armatei naționale. Ca exemplu, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în rezultatul cooperării cu Uniunea Europeană pentru anul 2021, prin Instrumentul European pentru Pace, cunoscut ca EPF, au fost alocate 7.000 de euro pentru două proiecte de achiziție a echipamentelor militare pentru dotarea a 9 echipe de deminare, a unui detașament medical mobil și 3 puncte medicale din cadrul unităților militare. Suplimentar, pentru anul 2022 au fost aprobate 40 de milioane de euro alocate pentru implementarea 6 proiecte ce țin de achiziții de echipamente de logistică, tehnică militară, echipamente de comunicații, apărare cibernetică, stații radio și sisteme de zbor fără pilot la nivel tactic. În final, doresc să menționez că reforma Sistemului Național de Apărare nu este posibilă într-un timp scurt și în lipsa resurselor considerabile. De aceea, echipa Ministerului și-a identificat priorități pentru perioada următoare, care va contribui la modernizarea și dezvoltarea Sistemului Național de Apărare și va face ca cetățenii să se simte mai siguri în contextul pericolelor cu caracter militar la securitatea națională. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Năsatăi, pentru acest raport succint. Noi am discutat de mai multe ori despre necesitatea îmbunătățirii condițiilor de trai a militarilor. Știm că soldații stau în cazarme care nu s-au renovat de mai mult timp. Când începem marele proiecte? Stimată doamnă prim-ministru, componenta de bază a structurii a sistemului de apărare sunt militarii. Crearea condițiilor bune de activitate și de trai pentru militari și civili care activează în cadrul sistemului de apărare, constituie o prioritate pentru Ministerul Apărării și personal pentru mine. În acest context, pe parcursul perioadei de referință au fost reînnoite și date în exploatare 7 obiective de infrastructură militară, printre care vreau să menționez o cazarmă, un bloc alimentar și au fost reparate mai multe acoperișuri la diferite edificii din infrastructura militară. Până la finele anului urmează să fie date în exploatare un bloc sanitar și la fel și o cantină nouă din cadrul Academiei Militare. Pentru viitorul apropiat ne propunem și alte proiecte majore și este vorba despre 14 obiective care deja au derulat sau sunt în proces de finalizare proceselor de procurare serviciilor pentru acestea, care vor contribui semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de activitate a militarilor și angajaților civili. Vreau să menționez că toate acestea vor contribui pentru îndeplinirea principalelor noastre obiective, precum modernizarea și profesionalizarea armatei, la fel ca și sporirea atractivității serviciilor militare. Vă mulțumesc foarte mult, stimați miniștri, vă mulțumesc pentru acest raport transparent, o discuție în direct cu cetățenii. Eu cred că este o practică mai bună decât producerea doar a unor rapoarte seci și am câteva rugăminți. În primul rând, să comunicăm cu cetățenii despre ce am făcut în acest an. Vă rog să mergeți la emisiuni, pentru că aici noi am discutat doar despre vârful icebergului. Am reușit multe lucruri care nu au putut fi detaliate într-o ședință, deși a fost una lungă. Și rog pe cei din comunicare, din ministerile dumneavoastră, putem să tăiem părțile videoului care țin de autoritatea dumneavoastră și să fie disponibile aceste resurse pentru cei care nu au putut să ne urmărească în direct. Doi, noi trebuie să lucrăm cu mai multă predictibilitate. Deja am început, da, vedem această hotărâre de guvern, pregătire pentru perioada rece a anului. Avem strategii care sunt în derulare, care au fost puse pentru consultare. Strategia Națională de Dezvoltare, în primul rând.
Da? Moldova 2030 este acum în consultare. Noi de câteva ori împreună cu dumneavoastră am revizuit obiectivele ca să fie în conformitate cu contextul cu care ne confruntăm, dar în același timp să ne ofere o viziune pe termen lung, să știm unde mergem. Și să nu uităm că cetățenii, agenții economici sunt de fapt partenerii noștri. Noi publicăm toate hotărârile de guvern și inițiativele legislative cu o săptămână înainte de adoptare, dar trebuie să ne lăsăm timp pentru, mai ales pentru inițiativele seminale, să ne lăsăm timp să discutăm cu toate părțile interesate și să dăm suficientă predictibilitate. Am vorbit despre fondul de subvenționare, să oferim predictibilitate pentru 2023. Am vorbit despre fondul de reducere a vulnerabilității energetice, să vorbim în septembrie cât de mult posibil despre ce au de făcut oamenii atunci când lansăm sistemul informațional în octombrie. Deci noi trebuie să vorbim și despre ceea ce vom face. Nu era cazul aici, în această ședință, dar vom vorbi și despre programele pe care le vom introduce prin modificările la buget. Am vorbit despre reformele majore pe care le pregătim, dar să avem această predictibilitate pentru toți. Și încă o dată reiterez, ne așteaptă o iarnă cu provocări, din păcate continuă războiul din Ucraina, din păcate vedem aceste explozii de prețuri care sunt o anomalie pentru perioada de vară. Vedem aceste riscuri care se conturează pentru perioada de iarnă. Suntem în continuare în regim de stare de urgență și, din păcate, nu vedem diminuarea riscurilor care au dus la declararea acestei stări de urgență. Dar aceste încercări sunt cele care încearcă spiritul unui popor și care ne vor consolida, ne vor face să ieșim prin solidaritate mai uniți din această perioadă dificilă. Iar noi cu dumneavoastră vom continua zi de zi să facem efortul de a reduce cât ne stă în putință consecințele și efectele dramatice ale situației din regiune, dar și să mergem în același timp, cât de greu n-ar fi, mai departe pe calea construcției unei țări cu adevărat europene, cu o justiție dreaptă, cu o bună guvernare, transparentă, cu locuri de muncă decente, cu condiții atractive pentru antreprenori și cu o solidaritate socială veritabilă cu cei mai vulnerabili dintre noi. Așa cum am mai spus, dezideratul de integrare europeană este un proiect nu doar al acestui guvern, ci a întregii societăți, proiectul unei generații, la care sunt chemați să contribuie toți cetățenii, indiferent de locul în care au ales să trăiască și dacă sunt tineri, ori au mai multă experiență. La mai mult și la mai mare, colegi. Mulțumesc!